Acum ar trebui să mă auziți? Gata? Gata, mă auziți? Acum, sigur, e ok. Gata, e ok. Aveam căștile. Și... Gata, acum trebuie să fie ok. Știu că e puțin delay încet, dar... da, ar trebui să fie ok. Salut! Salutare tuturor! Gata, ok, gata. Știam că se va rezolva. Bun, haideți să ne adunăm puțin și apoi va intra și Ovi să facem prima parte de Q&A live și apoi să vedem ce facem. Ce o să fac pe live? Am pus pe Instagram, de fapt, da, am pus pe Instagram la story. Așteptăm să ne mai adunăm. O să intre puțin mai târziu Alexioniță, o să fie foarte, foarte interesant. Pe Fortnite mi-a dat soft de astăzi, nu jucăm cu abonați. Astăzi, după cum ați văzut și poate în filmulețul de ieri, va fi un live caritabil. Va fi un live caritabil. Imediat, imediat vă spun și de story. Va fi un live caritabil pentru niște copii orfani care au rămas fără părinți și care au rămas cu o bunică paralizată de care trebuie să aibă grijă cel mai mare dintre frații. Deci, asta vom încerca astăzi, să strângem bani. Vor intra acuși fotbaliști, va intra Alex Mățan, Vlad Mihalcea, Marco Durca, Andrei Ivan, Alex Ioniță, vor intra și vloggeri Regen, Dixbreaker și Regen, Dixbreaker și Ovi e următorul chiar, nu știu de ce, i-am uitat numele. Bun, hai să... Mă întrebau în acest moment ca toată lumea să își pună... Să pună pe story, pe Instagram sau să dea un share pe Facebook cu acest live, pentru că vrem să ajutăm, după cum spuneam, niște oameni. Vei ia o donație caritabilă, e un live caritabil, fiecare donație se va duce acolo unde am spus. Zilele viitoare chiar voi merge la băieți cu toți banii pe care am strâns. Hai să punem toți pe story acum, dacă... Așa, să pun și eu acum pe story. Sper că da, sper să reușesc să-i fac cu facecam. Suntem live pe Facebook. Ok, să șterg story-ul ăsta. Suntem live pe YouTube chiar acum, live-ul caritabil pe care l-am anunțat. Și vă rog să intrați și voi, YouTube, Midas și așa se numește live-ul. Ok, puneți și voi, vă rog, salut, Elegant Romims. Și să mai pun... atât. Bun. Să pun la poveste. Fac imediat, trebuie să scriu și programul. 17. Și apoi intră Ovi. Ce am făcut? 17. Pun acum câteva informații și se vor updata pe măsură ce intrăm mai în pită. 30 Q MA cu Ovidiu Pătrașcu. Ok. Gata. Am
am datat puțin asta. Zona 50 de dolari câștigați la ruletă. Doamne ajută. Suntem 170 pe live în acest moment. Vă mulțumesc mult. Haideți, poate încep să vină și donațiile pe parcurs ca să reușim să strângem o sumă cât mai mare pentru acei copii. Bun, imediat îl voi invita pe Ovi. Da, dați un like ca să, nu știu, poate pușează cumva YouTube-ul acest live și vedeți că în partea de sus, în dreapta ecranului, am pus niște provocări pe care le voi face dacă ajungem la acele sume donate. Nu mă aștept să se doneze atât de mulți bani, dar vedeți că da, dacă se va ajunge acolo, asta voi face. La 10 dolari vă voi da follow pe Insta unei persoane, la 30 de dolari strig măi pe geam, la 50 de dolari sun un abonat din chat, la 100 de dolari fac cover pe o melodie pe care o veți alege voi, la 200 de dolari îmi arunc un nou în cap, iar la 500 de dolari sar în zăpadă dezbrăcat. Nu știu dacă mai mănânc în timpul ăsta. Bun, imediat cred că live mai fac mâine, da. Știu că pentru voi e relevant doar să joc cu voi, asta e tot. Nu e chiar așa, ar trebui să vă gândiți și la alte persoane care sunt mult mai triste. Vă mai spun o dată cauza în caz că nu ați văzut ieri filmulețul. Fac acest live pentru trei băieți, unul de 24, unul de 23 de ani, unul de 10 și unul de 7 ani. Acești băieți au rămas, de fapt, băiatul cel mare a rămas fără tată la vârsta de 9 luni. Acum 4 ani, mama lor s-a recăsătorit, acum 4 luni, 4 ani, pardon, a murit tatăl celorlalți doi băieți mai mici. Acum 2 luni le-a murit mama, după o lună a murit și bunicul și a rămas cu o bunică care e paralizată, iar fratele cel mare trebuie să aibă grijă și de bunica și de cei mici ca să se întrețină. Deci e destul de trist și de asta am și încercat să fac acest live. Bun. Nu, în boxer, Radu. Nu, dezbrăcat, că nu pot să postez după pe YouTube și toate astea mare parte dintre filmulețe, le voi posta pe Instagram apoi ca să le vedeți. Ce pot să fac acum, le fac chiar acum, ce nu, din alea o să le fac pe Instagram. Bun, hai să îl sunăm pe Ovi, sper să rezolv, stați așa că mi s-au schimbat niște chestii pe aici. 184 de oameni, încet. Bun, hai să îl sunăm pe Ovi. Sper să nu am probleme cu conexiunea și sper ca Ovi să mă audă. Vom face Q&A, așa cum am spus. Voi juca, ai răbdare, te rog. Încercăm să facem conexiunea cu Ovi. Giveaway-ul. M-auzi? S-a făcut? Da. L-auziți pe Ovi? Stați așa că e un delay de vreo 20 de secunde să văd dacă lumea te aude. Ar trebui să te audă și să te adaug, să văd cum fac asta. Ar trebui să te adaug pe aici pe chat. Ca să te și vezi că nu doar audio. 196 de oameni pe live. E un live caritabil așadar, dacă doriți puteți să donați ca să strângem bani. Bun, stai așa, hai să văd cum fac. Să te adaug și pe tine. Stai că mi s-au împrăștiat elemente. A, editor. Așa, gata. Perfect. Acum e perfect. Nu am foarte mare experiență pe live-uri și din acest motiv mai apar probleme.
Hai să-i dăm display capture, cred. Deocamdată nu apari. Acum vreau să văd dacă te găsesc în, dacă găsesc aplicația. Imediat. Scuzați, așa, browser, source, display capture. O 198 de oameni pe live. Dacă vă rog să-i dați un bloc ceva lui Mbappé, că văd că ne cam trolează azi. Window capture, hai să dăm așa. Bun, și stai așa, Discord, bun. Dan, să micșorez puțin și să dau aici pe Discord. Deocamdată nu te văd video. Cred că de asta e. Da, nu te văd video. Cred că după. Stai așa. Da, ai apărut. Stai așa să văd dacă apare și pe live. Te vezi pe live? Se vede pe live? Întreb chat-ul. Momentan nu. Ok, nu se aude. Stai așa. Deci nici nu te auzi. Ok, hai că rezolvăm acum. Audio. Default. Așa. Să vedem. Acum ar trebui să te auzi și să vedem, să facem în așa fel încât să te și vezi. Windows Capture. Discord. Da. Să vedem. Nu se vede, nu se vede. Ok. Acum îl auziți pe Ovi? Se aude? De văzut, nu știu de ce nu se vede că m-a dat capture pe chiar asta, dar nu e o problemă, putem face altfel. Dăm pe gaming, dăm display capture. Sau, da, display capture. Unsource. Și să vedem acum, o dăm de sub. Nici acum nu se vede. Tot nu se aude. Aoleu. Stai așa. Teoretic ar trebui să te auzi asta, nu știu de ce nu, cel puțin audio nu ar trebui să fie nicio problemă. Nu, chiar n-am apucat default. Microfonul e, desktop-ul e. Și să vedem la Să vedem acum dacă se aude ceva. Donație, a fost o donație? Da, a fost o donație de 8 dolari. Stai așa. Hai să stați așa că citesc imediat donația. Imediat citesc donația să văd aici dacă rezolv problema asta, că nu e ok. Nu înțeleg ce are, mă bate tehnologia. Îl auziți acum? Pe Ovi? Ne auziți? Tot nu se aude. Gata, acum ar trebui să se audă la... Așa. Zi acum ceva, te rog, Ovi. 1, 2, 3, 4. Acum te auzi. Gata, sigur te auzi acum. Să... Sper să ai dreptate. Nu, sigur te auzi. Sigur te auzi. Am găsit problema. Să vedem cum facem ca să te și vadă lumea. Și ar fi perfect. Văd că eu înregistrez aici placa, dar înregistrez, dar nu... Nu mi-apar tu și nu înțeleg de ce. Că am dat exact pe Discord și ar trebui să te vezi. Gata, acum, da, acum te auzi. Gata, acum te auzi. E perfect. L-am alături de mine pe Ovi, încerc să fac în așa fel încât să se și vadă. Voi citi și donația imediat. Hai să vedem la dashboard cine a donat.
Puneți-ne întrebări, asta e ideea. Vom face un Q&A. Sigur mă aud acum? Da, sigur te aud. Ok, deci salut băieți, în primul rând mulțumesc pentru invitație, Midas. Plăcere mereu să, bineînțeles, să ajuți pe cineva care are nevoie de ajutor, e și perioada sărbătorilor, e un gest foarte frumos din partea ta. Da, pur și simplu m-a sensibilizat foarte mult, foarte mult. Bine, și ar trebui să învățăm din asta și să facem mai des pentru mult mai multe cazuri. Ca idee, pentru acest Q&A, băieți, puteți să întrebați absolut orice dacă aveți întrebări legate de joc, de gameplay, de drafturile pe care le fac eu sau orice alte întrebări, sunteți bineveniți. Bineînțeles, cât timp sunt de bun simț și nu Da, sunteți de serioși. exact. Ok, displaying the capture and băieții. Și să dai la. Ok, băieții îmi spun cam ce ar trebui să fac ca să te vezi Am și văzut și tu. eu în comentarii, da. Mă întreabă cineva, tu și Iovi, ce alegeți dintre FCSB și Dinamo și DC? Ce este acel DC? A, și de A, ce? și de ce? De De ce ce? alegem? Aoleu, ce, Da. nu sunt... întrebi un oltean, ce alege între FCSB și Dinamo? La mine e Dinamo... mai simplu. La tine e simplu, la mine bineînțeles că nu poți să alegi pe niciuna dintre cele două, la tine? La mine aleg FCSB pentru că de mic i-am susținut, chiar dacă în ultimul timp nu mai sunt atât de atașat de echipă, nu prea mai am nu cum să zic chiar aceeași dragoste, să zic așa, acum în schimb e foarte țin mai mult, să zicem că am început să țin și cu Viitorul și cu Botoșan și cu nu prea Da, mai. cu toate echipele din țară, dar tu ești pro fotbal, știu. Da. PUBG România, întrebare pentru Ovi. 2 zile la Bucharest Gaming Week, de ce nu ai trecut pe la mine? E un pic mai complicat, Ai mai, nu trecut e și deloc cu un stage. complicat. Am fost la standul FRF, am petrecut acolo majoritatea timpului, nu te supăra pe mine. Am susținut acolo pe băieții de la Națională și după aceea, după 2 zile de eveniment, îți spun sincer, la 5 după masă am ușchit-o spre casă. Era, cred, al treilea weekend plecat de acasă. Deja mă dădea prieten, a dispărut. Alte întrebări. Care este fotbalistul vostru preferat? Ronaldinho pentru mine. Ronaldinho, la mine. Am avut Băi, dar multe. tot negru. M-am bronzat rău de tot, mă. Uite ce m-am bronzat. Nu Bronzat înțeleg sunt. de ce nu apare. Deci, efectiv, am dat. Stai așa, ca să vadă și băieții care poate știu. Am dat aici la Discord Ovidiu Pătrașcu și ar trebui să apară Midas, tu. Real sau Barcelona? Ovi știu că e Barcelona. Real. La mine e Barcelona, clar. O, ci că Ovi știu că e Real. Ia fi atent aici, să vezi nebunie. Troll? Cred că e troll rău de tot băiatul, pentru că am tricou cu Barcelona acasă. Am fost la un eveniment Cu cu cei de la Rivaldo. Barcelona când a jucat cu Rivaldo și mi-au Da. făcut un tricou personalizat cu Ovidiu Pătrașcu și îl port în clipuri, mi-e drag cum să nu fie drag. Și unii îmi zic că sunt fan Barcelona și acum aud fan Real Madrid, am tricou cu Ronaldo de la Juventus, clar, ești fan Ronaldo, nu-l suporti pe Messi. Copiii, băieții își fac o grămadă de idei, de preconcepute, să zic așa, știi, care nu sunt adevărate. Nu sunt fan Real, nu sunt fan Barça, pur și simplu îmi place foarte, foarte mult fotbalul și Să atât. vezi că am dat eu un exemplu în ultimul clip din Italia, cum se pune, spre exemplu, accentul pe Cristiano Ronaldo și aveam două exemple destul de bune cu Agliarella și cum se cheamă, cu Agliarella și ăla de la Genoa, am un lapsus acum. Ce telefoane aveți? Ce telefoane ai, Midas? Ce telefoane ai, Midas? Am un S6 Edge și un Huawei pe Oppo Lite, le folosesc pe amândouă, bateriile nu sunt foarte bune și Eu am un Note 9 Plus și un S9. S9 e preferatul meu, mi se pare așa ca dimensiune super, super ok și are și performanțele foarte bune. O formație la Liverpool pentru FIFA 19. Formație pentru Liverpool. Ne întreabă Dănuța. Hai mă că ne întreabă și de FIFA 19. Asta e să le dau la băieți Da, aici puțină... asta e teritoriul tău. Ia asta. Aici e teritoriul Cineva a meu, zis să că vedem. ești fan FC Cojasca. Fece, cine? FC Cojasca, nu știi FC Cojasca? Din păcate nu. Aoleu, unde ai trăit? A fost clipul ăla viral. Băieții joacă fotbal. Bine, ăla care era portar la FC Cojasca. O să-ți Băi, trimit na, în fine, nu ți-l l-am trimit. văzut. În fine, nu l-am văzut. Întreba
Întreba cineva despre Liverpool. Păi, în primul rând, cred că trebuie să stai într-un 4-3-3 cu băieții. Îți joci în față Mane, pe stânga Salah, pe dreapta, central Firmino, după aia mijlocaș central defensiv Fabinho, clar. Pe cine mai avem acolo? Faza e că nu știu pe de rost, dar oricum știu că e 4-3-3. Știu că avem Klein pe dreapta, dacă nu mă înșel. Da, cred că da. Klein pe dreapta, Robertson pe stânga, da, și pe dreapta, nu, pe dreapta nu e Trent Alexander-Arnold? Da, dar eu vorbesc din perspectiva unui jucător de FIFA. Joci. Da, corect, mă scuz. Știi, și centru ai Lovren, la deși e lent, e puternic, ai Lovren împreună cu Van Dijk, în proa poartă Alisson, și la mijloc acolo nu-mi dau seama. Nu e cumva, fii atent, Oxlade-Chamberlain nu e la ei? Ba da, cred. Oxlade, acolo e următorul mijlocaș lângă Fabinho și mai avem încă un mijlocaș. L-aș pune totuși acolo pe Keita și ăla e 4-3-3. Ovi, cum e treaba cu Time Finesse? Treaba cu Time Finesse. Bună întrebare. E cel mai OP, cea mai tare mișcare din FIFA 19, astfel încât să dai gol. Tutorial am făcut 3-4-5 despre Time Finishing, Time Finesse și tot ce vrei, tot ce trebuie să intri pe canalul în limba engleză, Ovi FIFA, și le găsești acolo. Nu am cum să explic acum, deoarece nu am exemplele video. Ok, acum sigur te și vezi. Îmi zice un băiat, ești handicapat cu A la început. Măcar dacă adăugai, nu știu care dintre noi, nu știe nimeni. Bă, adaug... că eu, da? Fine, nu contează. Lasă, adaug, păi măcar să știe data viitoare. Uite, mă văd, salut, băieți! Atât, gata, am rezolvat-o. Bun, ce întrebări mai avem? Ce întrebări mai luăm? Nu mă mai văd, ce ai făcut? Te vezi? Nu mai m-am văzut la un moment dat și după aia nu m-am mai văzut. Acum trebuie să te vezi, sigur. O să apar oricum full screen. Mă uit pe stream și, îți dai seama că e puțin delay. Ce căști folosești? Ovi, stai două secunde să mă uit la ele. Cred că sunt Soul de la Ludacris și am și In-Ear, cele pe care le folosesc la sală sau când sunt plecat de acasă. Beats, Dr. Dre, știu, auzi toată lumea de ele. Iar nu mă văd, să știi. Ovi, cum ți se pare Sommer? Nu mi se pare ok. Cred că e opțiuni mai bune, ce totuși sunt de acolo. Ok, ia să vedem. Acum. Ovi, îți place Florinel Coman? Un jucător de perspectivă, încă n-a demonstrat. După, n-a concretizat prin evoluții. Joacă bine, dar sunt convins că are potențial să evolueze mult mai mult. Ovi, care e formația ta preferată în FIFA 19? 4-2-3-1 și 4-1-2-1-2, dar știi, varianta e mai strânsă pe mijloc, nu cu mijlocaj lateral. Ovi, mai faci FIFA Mobile? M-a întrebat cineva. Eu așa zic că o să mai fac. După anul nou începem o serie de FIFA Mobile, dar FIFA 19. Am primit echipament. Atât. Hai să vedem acum. Sper să te și vezi. Gata. Bun. Da, acum văd și eu întrebările, imediat se updatează tot. PUBG România a donat $8, mulțumim mult, nu, de-abia acum am văzut. Mulțumim mult pentru donație. Fan FCSB sau CFR sau Craiova, pe bune. Îl întrebați pe Ovi dacă e fan CFR sau Craiova, imediat se updatează, cred. Au, oh, sunt chiar full screen păi, acum. Da, asta era. Mă simt emoționat. Mbappé noul star? Complicat. Foarte complicat de răspuns la o astfel de întrebare. Dacă stai să te gândești, în locul său au fost și jucători precum Hazard, Pogba, și deși au avut evoluții senzaționale după aceea, Hazard, Pogba un pic mai slăbuți la United, dar în continuare jucători de top, n-au ajuns la nivelul, Ronaldo, Messi. Trebuie să mai treacă un an, doi, să vedem dacă Mbappé o să ajungă acolo, dar la momentul actual, da, e cel mai promițător tânăr jucător exact din lume. O să mai particip la campionatul mondial la FIFA, Ovi. Dănuț, nu, acum mă ocup cu crearea de conținut pe YouTube. Hai să vedem. Întrebări. Avem și un bodyguard acolo, Ro Andrei, îți mulțumesc, Andrei. Plata o facem după emisiune. Cu ce echipă țineți din afară? Hai, dacă tot vorbim mai devreme de Real Madrid și Barcelona, eu țin cu Barcelona din Spania. E echipa, să zic așa, pe care o susțin cel mai mult din afară.
Apoi ar fi City și să zicem Borussia. Ai și un clasament? Da, cam așa, să Wow! zicem. În cazul înfruntărilor directe, dacă se înfruntă direct, asta e ordinea. Avem o întrebare la care aș vrea să răspund. Se pare corect că Modric a câștigat Balonul de Aur? Nu știu cât de corect sau incorrect a fost, dar Messi pe 5? Da, asta am zis și eu. A, gândiți-vă și voi puțin. Messi pe 5? Când vreodată așa ceva? Conform evoluțiilor din anul trecut și o să spuneți, păi da, stai puțin, că n-a făcut cine știe la mondiale. Trebuie să ai și puțin echipă care să joace. Exact, a avut foarte multe. Au fost cele mai multe goluri anul ăsta, cele mai multe asisturi, Pentru cele mine, mai multe driblinguri. pentru mine, Messi, Cristiano Ronaldo trebuie să fie top 2. Da. Modric, felicitări pentru ce a reușit să câștige, dar este un trofeu individual, Dan la urma Buzărnescu urmei. e pe live și ne salută. Te salutăm și Salut, noi. Dănuțule! Dă-i și tu un share, Dănuțule, dă-i și tu un share pe YouTube, create post acolo pe community, Da, dă-i pe mersi că Facebook-ul te-ai tău și să... abonat, s-a și abonat. Așa. Bun, vă să-mi dau o întrebare. Dream team-ul tău care e? Al meu. Da. În poartă. Nu știu de ce mi-a rămas mie așa la suflet Peter Schmeichel de la Man United. Eram eu mai mic și am văzut câteva parade cu el și gata, am zis ăsta e portarul cel mai tare din lume. Și așa a rămas. Acum, în apărare, dacă stau să mă gândesc, mereu mi-a plăcut combinația aia Nesta Maldini. Pe dreapta aș alege Cafu, mai ții minte pe Cafu? Da. Foarte Senzațional, bine. fundaș dreapta. Și acum, noi în FIFA 19 plângem că nu avem un icon fundaș dreapta foarte, foarte bun. Îl avem pe Zanetti, e ok, dar nu e senzațional. Cafu ar fi fost incredibil. Așa, pe stânga cred că toată lumea o să spună Roberto Carlos, nu? E, eu vă... Scuze puțin, Ia zi. mai avem o donație și vreau să vedem ce a spus. Stai așa. De fapt continuă și eu mă uit acum la donație. Așa, Ok. scuze. Spuneai de Roberto Cafu, Carlos pe Roberto stânga? Carlos. Na, eu zic Marcelo, mi se pare incredibil. Stai că mai întreabă ce tu n-ai jucat la Craiova lui Mititelu. E foarte complicată treaba la Craiova. Susțin sportul craiovean și atât. Susțin ambele echipe din punctul meu de vedere. Sper să avem 7 echipe în divizia, în Liga 1. Hai să ne întoarcem. Deci am vorbit despre apărare. Acum la mijloc e cam dificil să alegi pentru că au fost atâția și atâția jucători mari. Trebuie o... O să iau numai atacanți. Ia să vezi că iau numai atacanți. Pele, Maradona, Ronaldo, Messi. Avem deja 4, da? Da. Ronaldinho și ar mai trebui să mai aleg încă unul. Hai să zic Johan Cruyff. Da. Și jucăm deja cu formația asta, jucăm 4-2-4, știi cum se juca în perioada romantică a fotbalului. Pe cine să pui la mijloc? Pe Cruyff? Nu știu, și pe încă unul din ei. În rest, jucăm 4-1-5, de fapt. Face dezastru. Lungă și pe a doua. Da, corect. Vorba regiului, ce întrebări mai avem? Imediat citesc și donația. Hai să vedem. Formație bună la PSG pe FIFA 19. Ați mai întrebat de formații. Hai să vedem întrebări puțin mai diverse. Te-a întrebat cineva de Zidane. Vai de mine, am ratat, uite, și tu, păi Zidane și Grăsuțu. Ah, nu, da. Mamă, stai puțin, pe cine să scoți? Pe cine poți să scoți? Dar nu Gattuso. vorbim de apărare, vorbim de mijloc. Da, la mijloc am selectat Cristiano Ronaldo, am selectat Messi, Pele, Maradona, pe cine mai avem? Pe Johan Cruyff și pe Da. Ronaldinho, da? Pe Da. cine să scoți de aici? Fiecare plânge dacă îl scoți. Hai să scoatem pe Cruyff, de exemplu, și să-l băgăm pe R9. Mi se pare foarte, nu știu, foarte subiectivă chestia asta cu Dream Team-ul. Adică A, clar, clar, n-ai clar, este cum. subiectivă, bineînțeles. Dacă ar fi să-mi aleg eu o echipă cu care să joc cu ea în FIFA, asta e cu totul altceva. Da. La mijloc ar fi alți jucători, cu siguranță. Hai să mai Cel mai vedem. bun jucător român din istorie? Din Ei, cred Hagi. că toată lumea știe și Da. ca trofee Hagi. Acolo, cine câștigă UEFA Champions League? E mult prea devreme să spunem. Sincer, m-aș bucura pentru City. Guardiola a făcut o muncă acolo foarte, foarte bună. Am găsit donația. Salal care întreabă, Ovi, ești fan CSU de mic?
tu e mic? Întrebare cu schemă. Păi, nu știu, am și răspuns mai devreme. Da, am jucat la, așa zis, echipa lui Mititelu, dar nu e așa zis, că a fost Universitatea Craiova. După aceea, chestia cu palmaresul și ceea ce s-a întâmplat, nici măcar eu nu știu clar care este situația la momentul actual. De asta am zis că susțin Sportul Craiovean, susțin ambele echipe. Mi-ar plăcea să fie ambele în Liga 1 și, nu știu, la un moment dat să fuzioneze, frate, să fie toată lumea, să nu mai fie împărțită stânga-dreapta și să țină cu o singură echipă. Așa văd eu lucrurile. Dacă greșesc, asta este. A zis cineva bine. Romică, te salut, te salut. Poți să faci un dream team pe decenii, nu ai cum da, să faci un dream team. Da, am văzut și asta. PUBG România a spus pentru Ovi, ce era mintea ta la BLP când am jucat prima dată împreună? Fost 2-0 sau 2-1. Să dau mai repede gol, că de obicei cu oricine jocul, cât dau mai repede gol, după aia se desface jocul. Dar am crezut că o să fie foarte slab la început, i-am zis și lui după aia, am zis să fie slab, dar m-a surprins, o repriză m-a ținut în șah. Cineva tot întreabă de Salah, dacă pare să-și revină, joacă mai bine în ultimul timp. Într-adevăr, nu știu neapărat dacă a fost ceva... Probabil a început puțin mai greu sezonul, dar se vede că nu și-a pierdut deloc din calitate, e tot acolo sus. Ovi, ce alegi dintre o zi cu Ronaldo sau să fii președintele echipei CSU Craiova? Oh. E ca și cum mi-ai pune o întrebare, aș avea două vise și să-mi aleg dintre unul, dar nu prea sunt visele mele neapărat să fiu președinte la vreun club sau să stau o zi cu Ronaldo. Cu Ronaldo care dintre ei? Că dacă e vorba de grăsuț, l-am cunoscut la FIFA Interactive World Cup la Rio. Deci, să zicem că una dintre ele e făcută. Pronostic pentru derbiul de sâmbătă, FCSB, cu CFR Cluj. Eu aș merge prin egal. Sau... X, GG, da, goluri de ambele părți. Asta zic și eu, egal și goluri. Cine crezi că va câștiga dintre Bayern și Liverpool? Cine crezi și cine sper? Hai să îmi pun și eu o întrebare. Cine cred, habar nu am cine va câștiga. Întotdeauna mi s-a părut că Bayern... E genul de echipă, ultimele ediții Champions League puțin cam nedreptățită, putea să câștige edițiile și e genul de echipă care poate să câștige împotriva, poate să domine, nu să câștige, poate să domine orice echipă din lumea asta, atât de buni. Au fost cel puțin anul trecut, anul ăsta am văzut că nu mai merg atât de bine în campionat. Nu știu, poate să bată și Bayern, poate și Liverpool, eu sper Liverpool, nu știu, îmi place nebunia lui Klopp și îmi place You Never Walk Alone. Bun, hai să vedem ce întrebări mai avem. Azi cineva, Midas și Răzvan Marin sunt ambii fani Barcelona. Da, merge Barcelona până în finală? Asta e o întrebare bună pentru Champions League. Barça noastră dacă se duc până în finală? Da. Fii atent. Eu cred... că vor depinde un picuț și de forma lui Dembele. Da, da. Dembele este un jucător senzațional, l-am văzut, dribling și tehnică în regim de viteză incredibilă. Acum să vedem cum stă cu accidentările și cu forma. Ok, mă întreba cineva în chat pentru CSGO, nu mai trebuie să trimiteți mail. Bun, hai să vedem. Da, că e o întrebare interesantă aici, de legat de FIFA. Merită SBC făcut la Khedira FUTMOS cu overall 87? Nu, să nu-l faci. Ascultă-mă pe mine, să nu-l faci. Am mai văzut întrebările și pe FIFA România și pe FIFA București. Să nu faceți asta. De obicei, FUTMOS cardurile astea nu prea sunt atât de bunicele, după părerea mea. Singurul care a fost decent a părut cam la Lacazette. Dar depinde și de preț. De exemplu, Son a fost, era 200 de castle, faci frate, și era 70 de ca versiunea Champions League, ceva genul. Sau, nu știu, ceva. Asemănător. Te întreabă cineva dacă l-ai putea bate pe F2 Tex. F2 Tex, m-a întrebat de 5 ori. Păi știi cum e întrebarea asta? Ovi acum la bătrânețe, e retras, știi, din cariera asta de pro gamer. Poți să-l bați pe Ovi din tinerețe, care se antrena 7-8 ore pe zi? Eu jucând acum 2-3 ore pe zi, eu zic că mingea e rotundă, orice se poate întâmpla, dar șansele, să fim serioși, să fim realiști. E greu să bați, mai ales că Tex la momentul actual este de departe cel mai bun din lume. Legat de ce spuneam mai devreme de Champions League, și Bayern, văd că Bayern, Borussia joacă un fotbal foarte, foarte frumos acum. Lider în Germania, destul de...
la o distanță destul de bună față de Bayern și cu un Sancho într-o formă absolut incredibilă. I-aș vedea în semifinale. Te întreabă cineva, Sané sau Hazard în FIFA? Sané sau Hazard? Îmi place mai mult Sané, chiar dacă are doar 3 stele la weak foot, e un pic mai fizic, așa, știi, mai puternic, protejează da, mingea, da, mai dă și cu capul. Hazard e bun, dar cam micuț și nu excelează. Din păcate, în joc, cardul său normal nu este reprodus la fel de bine. Dribblingul combate cu realitatea. În realitate, Hazard e un magician cu mingea. În FIFA 19, Hazard nu e la fel de bun la dribbling. Cred că am avut o donație de 15 euro sau de ce îmi spune. Cred, da. Cred că Romica a fost. Donație de 15 euro și eu ar trebui să fac o provocare în acest moment. Ar trebui să-i dau follow dacă e Romica, dacă ai zis că e. Da, 15 euro. Vezi, vezi, vezi clar pentru acolo. Iniți. Ase Roma Ro. Nu știu cine e. Felicitări pentru inițiativă, uite cum se întoarce donația, Ovi. E el, Ase Roma Ro, recunoști username-ul? Să-i dau da, un follow da, pe Insta. Da, e Romica, e... Cum te găsesc pe Instagram? Mulțumesc mult pentru donație. Am zis că dau follow unei persoane pentru că ai donat 15 dolari, clar că o să-ți dau ție. Da, la 30 ar trebui să strig mai pe geam. Am pus niște praguri la donații ca să fac lumea să doneze. Fiind o cauză caritabilă, am zis că se potrivește. În mod normal nu prea sunt de acord cu chestiile de genul, dar să zicem, acum e totul un scop caritabil. Am mai avut, m-a întrebat cineva de foarte multe ori. Stai, trebuie să răspundem. Van Basten sau Del Piero și argumentează. Nu l-am prins pe Van Basten să-l văd atât de mult cum joacă live, doar în înregistrări. Pe Delpi, în schimb, nu o să uit niciodată. Cred că el a fost primul jucător la care am văzut că spamează între ghilimele șutul ăsta la lung, așa, interior la lung. Finesse shot-ul din FIFA 19. L-am văzut prima dată la Del Piero, deci aleg pe Delpi. Ok, să dau follow pe Instagram chiar acum și să vă și arăt că fac acest lucru. Ok, sunt convins că te crede. Mai avem o întrebare interesantă aici. L-am făcut pe Rigoni right forward pentru seria. Dacă nu mă înșel, are 4-5 weak foot și skill move. S-ar putea să mă înșel, mi-așa mi-a rămas în minte. 50 de cate a costat, 94 pace shooting, 79. Dacă îi pui finisher, ești șef, dar să-i pui finisher să-i crească shooting-ul ăla. N-ai nevoie de pace mai mult. Griezmann. Tot văd foarte multe păreri despre Griezmann, despre Man, foarte multe comentarii. Ce părere ai de... Da, de Griezmann. Acum, ca să explic ceva la băieți, să nu vă supărați că răspund eu acum la aproape toate întrebările, da. E invitatul special. De mine, dar să o să vă sătorați pe tot, exact, exact. Pe tot live-ul ăsta. Acum să-mi fac și eu partea. Faptele și să vedem întrebările. Deci de Griezmann. Da. Băi, probabil un jucător foarte bun pentru echipă, dar pe mine nu m-a impresionat niciodată. Mereu am apreciat genul de jucător care are o calitate specială în joc. Uite, hai să ne gândim Mbappé. Poți să zici că are tehnică și are viteză. Nu e incredibil la șut. E bun, îți dai seama, e foarte bun, dar are tehnică, viteză. Poți să spui despre Zlatan, că a fost un tank acolo, puternic și foarte, foarte tehnic. Exact. Poți să spui despre... La Ronaldo nu vreau să mă bag și la Messi. N-are absolut niciun rost. Unul dintre jucătorii mei preferați din tinerețe și, de fapt, primul tricou de fotbal cu jucători pe care l-am avut a fost Bobo Vieri, Cristian Vieri. Îmi plăcea foarte mult, frate. La fel, tank. Pe forță, pe viteză, joc aerian. La Griezmann mă uit. E bun, dar atât. Nu-l văd mai mult, adică mi se pare mai bun Modric. Mi s-ar fi părut nedrept să fi câștigat Griezmann balonul de aur în fața lui Modric. Ok, hai să mai vedem întrebări. Aubameyang sau... mă lasă-mă să le selectez eu pentru că știu care sunt importante. Ok, ok. Pentru că lumea e foarte curioasă despre niște da, chestii, da, da. Și contează să foarte mult pentru că fac greșeli. Unii dintre ei fac niște greșeli destul de grave. Aubameyang sau Aguero în FIFA, cărți normale. Aguero, la revedere. Aubameyang trebuie să rămână. Are printre cele mai bune șuturi astea, finesse shot din joc. Portar bun era Van der Sar. Păream despre Mitrița, acum ne mutăm la fotbal. Jucător foarte, foarte bun, dar cred că o să plece. E cam peste campionatul nostru. Da, asta cred și eu. Ce sfaturi mi-ai dat dacă eu vreau să renunț fiind portar?
Dacă trec printr-o perioadă grea, gen îmi iau gol la colțul scurs și nu știu care e problema. Puteți răspunde? Se referă la portar în fotbalul real sau la pro clubs? Eu cred că la portar în viața reală. Sau, nu știu, așa îmi sună întrebarea. Dacă e din viață, indiferent. Dacă ai renunțat, ar fi cel mai mare regret al tău, după părerea mea. Da. Trebuie să duci până în pânzele albe cu visul probabil tău. Probabil nu acum, dar după ceva timp, sigur, va apărea regretul. Ce mai avem aici? Man sau Moruțan? Pentru mine Moruțan, nu știu, îmi place mie foarte mult când joacă. Și mie. Cel mai bun jucător român în activitate. Ia zi-ne mie de asta. Eu probabil aș fi subiectiv, dar cel puțin după ultimele realizări, cel puțin și de anul ăsta, mi se pare că Stanciu. Nu se aude... Stancioane? Da. Dacă probabil în sezonul viitor, pentru că a început să se adapteze Andone, îl văd pe el. A și jucat până acum, doar că momentan e cam... are două goluri, două sau trei goluri, cred, două goluri. Dar ce mai are. Așa. Ce părere aveți despre Neymagic sau multă lume zice de Mbappé că e mult peste? Jucători diferiți. Mbappé are forță de pătrundere mult mai mare. Neymar ține mingea la picior mai aproape, un pic mai tehnic, mai individualist. Mbappé este un jucător mai bun pentru jocul de echipă. Leroy Sané o să câștige în viitor balonul de aur. Ar avea nevoie de un sezon incredibil ca să fac asta. E tânăr încă. Da, e tânăr. Dar îmi place foarte mult viteza și centrările pe care le are. Bine, și De Bruyne mi se pare iarăși că e un jucător foarte bun. Ovi, tu de mic ești pasionat de FIFA? Da, de mic. Primul FIFA pe care l-am jucat a fost FIFA 98. Nu știu dacă erai tu născut atunci. FIFA 98 și mi-aduc da, FIFA 98 și mi-aduc primul aminte pe care l-am jucat și eu. Și tu, n-aveam versiunea full a jocului și era decât demo. Puteai să joci cu două echipe, doar o repriză. Și mergea și framat pe calculatorul pe care l-aveam atunci. Dar asta nu m-a oprit să mă joc 6 luni. Ai jucat pe mouse? Nu. FIFA 98 se putea juca și pe mouse. Nu mai știu, eu tastatură ce era acolo. Păi, parcă am văzut pe Dumnezeu când am văzut FIFA. Da, era genial. Haideți să mai luăm încă 3 întrebări înainte să plec. Bine. Să selectăm Messi și părere despre De Ligt, nu știu să pronunț scuze, fotbalistul ăla. Și nu am o părere despre el pentru că nu l-am văzut foarte mult jucând, aș prefera să nu. Cel mai bun fundaș central în realitate, să nu mă certați, să nu mă înjurați, este Sergio Ramos. Este hulit, este urât de atât de multă lume, dar pentru echipă ceea ce face el, te scoate în minutul 93 finală Champions League, este... Nici foarte înalt, nici scund pentru un fundaș central, joc aerian incredibil, viteză, forță, joc de pase bun, control bun al balonului, e complet și aici nu prea poate să-mi schimbe cineva părerea despre asta. Asta nu discut despre Ramos ca persoană și gesturile sale, unele gesturi ale sale din teren sunt lamentabile și n-au ce să caute la un fotbalist de nivelul său, dar strict ca fotbalist discutăm. Următorul... Ovi, spune-mi un CM bun în jur de 50 de ca să îl joc în centru, lângă Nainggolan și Parolo. UEFA, buget 50 de ca. Știi ceva? Mie mi-a plăcut foarte mult Alan, frate. Foarte mult mi-a plăcut. Mult, mult de tot. Și cred că o să meargă foarte, foarte bine și la tine în echipă. Să mai luăm o întrebare. Să fie una bună, așa. Nu asta cu Tamaș. Mă întreabă cineva, Ovidiu Pătrașcu, carieră plus antrenorii care ai avut la juniorat și a ajuns undeva sus. Nu înțeleg întrebarea. Poți să mă ajuți tu? Nu prea am înțeles nici eu. Nu înțeleg întrebarea. Dacă Andone a făcut ca am văzut aici o întrebare interesantă. Ce părere ai că Mourinho a fost dat afară de la United? Evident, la momentul... actual nu mai putea să mai continue, rezultatele nu îl mai recomandau pentru post. Tot îmi mențin părerea că este un manager de top, un antrenor de top, însă ar trebui să iasă puțin. Cred că este teamă să iasă din niște tipare pe care și le-a format ca antrenor. Mult prea defensiv, doi mijlocași central defensiv întotdeauna, uneori lungă și pe a doua, jocul ăsta de contraatac. Guardiola
ne cam arată că poți să joci un fotbal superb și poți să și câștigi, să ții de minge. E complicat. Eu cred că are încă un viitor în fotbal, bineînțeles, are experiență, dar trebuie să-și aleagă următoarea echipă cu atenție. Trebuie să-și aleagă o echipă care să se plieze pe stilul lui, pentru că tu, ca manager la United, nu prea a făcut el ce trebuia. Adică mă duc pe Teatrul Viselor și vreau să-mi văd echipa cum se apără niciodată. Vreau să văd cum joacă Real Madrid, exact, ceva de genul ăsta. Exact. În atac. El, uite, la Inter, acolo are mereu ușa deschisă și cred că dacă s-ar duce acolo, ar face alegerea cea mai bună. Pentru că asta e părerea mea. Are acum și o echipă bună. Da, și se pliază pe Serie A acolo, sau Calcio, ai spune acum, am și încă, că nici nu mai știu, da, exact cum sunt ligile astea. Și după aceea ieși în Champions League acolo, treci de grupe, îi face Mourinho să treacă de grupe ușor și te duci tur-retur. Trebuie să scoți echipă. Uite, cred că ultima întrebare care luăm. Care jucător v-a impresionat cel mai mult până acum dintre cei cu care ați făcut videouri? Pe mine? Da. Mi este imposibil să numesc o singură persoană, pentru că de fiecare dată mi-am ales cu grijă colaborările și nu le-am făcut doar de dragul de a ieși în față cu un personaj sau cu cineva faimos. Mi-am ales și persoane pe care le-am urmărit și care mi-au plăcut. Deci nu pot să numesc o singură persoană cu care mi-a plăcut sau am rămas impresionat. Absolut toate cu care am colaborat până acum mi-au făcut o impresie foarte, foarte bună. Cu asta vreau să închei, băieți. Vă mulțumesc încă o dată pentru donațiile de până acum, mulțumesc Midas pentru că m-a invitat pe stream, sper să urmeze și mai multe donații, like, share la acest live caritabil, vă pup, o viță, pa, pa! Salut, Tobie, mersi mult! Pe vă, cu mare plăcere! Pa. Ok, bun, să revenim în full screen. Acum ar trebui să nu mai fie eco, ba da, este eco și o să scăpăm de el imediat. Gata, acum sigur nu mai e eco. Am rezolvat acest lucru, ștergem asta și ne vedem în full screen. Încă 5 dolari dacă mai donează, 6 dolari de fapt, încă 6 dolari donați și strig măi pe geam, deschid geamul și voi striga măi. Bun, o să vă mai răspund eu puțin la întrebări. Dacă se vinde Man cu 20-30 de milioane, nu știu dacă se va vinde Man cu 20-30 de milioane, dar pentru că mi se pare cam mult, după părerea mea. Dacă sunteți noi pe acest canal, considerați să apăsați pe butonul de abonare și pe clopoțel, m-ar ajuta foarte mult pe viitor, pentru că voi mai face și live-uri caritabile și voi mai face și și colaborări cu fotbaliști, pentru că zona mea de activitate este pe fotbal. X-Breaker urmează și el pe la ora 10, Regent urmează pe la ora 7 fără 20. Acum vom juca PUBG cu Toma Nicolau, este unul dintre cei mai mari blogger de sport și un om care mi-a oferit extrem de multe, mi-a deschis niște porți și îl apreciez foarte mult pentru asta. Alex Ioniță, trebuie să fac o donație mare. Alex Ioniță trebuie să fac să-și facă bagajul, pentru că trebuie să trimită ceva la București și vom nu va mai intra, din păcate. În schimb, băieții de pe Fortnite deja se antrenează și de la 7 vom juca, cred că pentru 2 ore, Fortnite cu Alex Mățan, Marco Dulca, care joacă la Swansea în Anglia, și cu Vlad Mihalcea. Bun, Hapciu a donat $11.42, ceea ce nu înseamnă decât un singur lucru. Să dau refresh ca să-i citesc și donația și bineînțeles că va trebui să strig măi pe geam. Salutare, mulțumim PUBG România pentru promovarea ta și din partea Nexus un mic ajutor. Mulțumim Nexus România. $30. Nu o să țin microfonul chiar aproape ca să nu vă deranjez. Mulțumim Nexus România, mulțumim tuturor celor care au donat până acum, sper că s-au auzit cum am strigat.
Dacă nu mai strigă o dată, nu e problema. Dar cred că s-a auzit, că e microfonul de la cameră și s-a auzit. Pogba sau De Bruyne? Pogba peste vreo 50 de minute, dar până atunci joacă destul de bine băieții. Haideți să intrăm pe PUBG momentan. Voi mai sta pe telefon pentru că trebuie să coordonez toate activitățile. Ce părere ai despre Maserat? Da. Maserat, ok. Revenim. Cred că s-a auzit, că lumea văd că în mare parte scrie că s-a auzit. Bine, hai să intrăm pe PUBG. Urmează alți invitați foarte, foarte tari. Să scot display-ul. Ok, să fie negru. Și hai să intrăm în PUBG. Imediat se rezolvă. Până atunci hai să mă văd mare totuși. Să văd ce întrebări mai aveți. Nu o să pot să răspund la toate pentru că suntem 200 de persoane pe live. Vă rog să rămâneți până la final și dacă aveți posibilitatea să donați, să faceți acest lucru. Hai să îi dăm un PUBG, să-i dăm Steam prima dată. Să adaug pe cineva la friends, imediat. Așa, să mergem aici. Friends. Bine. Și deschidem PUBG-ul și jucăm PUBG. N-am jucat PUBG de foarte mult timp, dar încercăm. Hai să vedem. Games și PUBG. Ok, intrăm acum. Ce PC am? Am PC-ul făcut pe componente și nu prea pot să vă zic exact. Am un i7, placă video 1060, 16 GB de RAM și ce mai am? SSD de 250 de 256 de giga și HDD de 1 tera. Ceram cam pe CS. Eu CS nu joc, joacă fratele meu, el are MG1 și joacă destul de ok. Nu joacă foarte mult, dar chiar e bun la CS. În schimb, joc eu destul de mult. Eu joc foarte mult. Trebuie să dau sunetul mai încet. Mă scuzați, trebuie să dau sunetul mai încet. Aici n-am umblat, în rest am umblat în toate jocurile ca să umblu la volum. Bun. Vine și unul în live? Nu cred. Să umblu la club. Ok, conform. Să umblu la sunet. Settings. Sound. Să nu vă surdesc. Music. Ok. Și o să las pe 0. Apply. Bun, așadar intrăm în PUBG și apoi vom juca. Unitatea a costat undeva la 5.000 de lei, când am cumpărat-o, are 2 ani, în schimb. Da, cam 2 ani. Clause s-a aplicat. Hai să adăugăm pe Toma. În Fortnite, Midas of M, Y, D, D, A, S, O, F, F. Le invităm acum pe Toma. Bun, hai, mai sunt pe Discord. Ok, intru acum pe Discord. Discord. Discordul e aici. Bun. Imediat intrăm, mai adresați întrebări până atunci. Mai sunt momente de genul acesta în care trebuie să invit lumea. Ok. Bun, rămân pe tot live-ul, promit, mersi mult. Dacă vom fi pe la ora 11 mulți, mai stăm, cu siguranță. Eu nu am o problemă, de obicei mă culc târziu, deci e ok.
Bun. Hai să vedem. Ce întrebări mai aveți? Ce nu te-a strigat, măi, după ce a ieșit Tovi, a fost donația de 12 dolari, 11 dolari și ceva, aproape 12 dolari. Friends, ok. Acceptăm. Și o să-i dăm voice call, cred. Ne auzim așa? Toma, mă auzi? Hai să vedem dacă ne-am conectat. Bun. Cum pot să primesc mod? Deocamdată pe live-ul de azi nu voi da mod. Hai să vedem. Mă auzi, Toma? Eu te aud, salut! Salut! Îl am alături de mine acum pe Toma Nicolau. După cum spuneam, este un blogger de sport, fotbal preponderent. Și, după cum spuneam, un om care mi-a deschis foarte multe, foarte multe uși. Și vom juca acum alături de el PUBG la duo. Din păcate, Alex Ioniță nu mai poate să intre deoarece era în dubii oricum. Trebuia să ducă un pachet la autocar. Dar hai să-i dăm câteva duouri. Și apoi continuăm live-ul cu următorul invitat. În primul rând, salut și mulțumesc că m-ai invitat. Îi salut și pe oamenii care te urmăresc. M-am uitat un pic la discuția cu Ovi. Să știi că ușile ți le deschizi singur, eu doar am fost acolo să constat. Faci o treabă bună în general și dacă te ții de ea, cred că nu o să mai ai nevoie să-ți deschidă nimeni nicio ușă. Mulțumesc mult pentru cuvintele astea. Și în al doilea rând, legat de donații, eu am niște key-uri pentru PUBG de creatori. Pot să-ți dau, adică pot să ofer 3 key-uri primelor 3 donații care apar aici pe canal. Da. Mă gândesc că e o motivație bună, mai ales că vorbim de PUBG. Da, e unul dintre cele mai cunoscute jocuri și cele mai jucate. Cred că al doilea după Fortnite. Al doilea, al treilea după for... Bine, de genul acesta, de tipul ăsta, Battle Royale. Eu personal nu joc Fortnite deloc. Bine, Eu... nici PUBG nu pot să spun că joc foarte mult, dar Fortnite deloc. PUBG n-am jucat de mult, Fortnite am jucat, să schimb și eu ecranul. Fortnite am jucat aseară puțin și am început să mă descurc. Îmi spunea un prieten, Maximilian Ioan, care cel Maxi Pum, probabil cei din chatul său, îmi spunea că ai nevoie de câteva zeci de ore ca să ajungi noob la jocul ăsta și cred că am ajuns noob acum. Da, după urmează Regent, cu care voi vorbi puțin despre, vom face tot așa un fel de Q&A, iar apoi urmează Fortnite cu Alex Mățan, Vlad Mihalcea și Marco Durca. Bun, să văd dacă mi-amintesc controlele. Am mai jucat cu Sebi Chitoșcă puțin jocul și... Da, Sebi, e fostul meu coleg de la Ceahlău. Da, mi-a spus. Am copilărit împreună. Eram juniori, cred că amândoi. Sau eu eram în ultimul an de juniorat, el e mai mic acum cu câțiva ani. Și am jucat împreună. Și că și el e nebunit după PUBG. Da. Ne luăm PUBG acum antrenamente joacă împreună. Rust, CSGO. Da, e o activitate normală pentru un jucător de fotbal care stă în cantonament. Și eu Da, făceam asta. Stăteam mult pe e laptop clar. în timpul liber. Păi nu aveam ce să fac altceva. Așa. Hai să vedem unde mergem. Păi tu decizi. Hey guys. Ia de ce? Hei, am Bă, că suntem este patru. general. Bun, hai să vedem. Roshock. Ok. Hai, nu am intrat de mult în joc, să vedem cum Văd merge. că e squad de patru. Da, văd și eu. Nu știu de ce. Hai, guys. Uite că și ei merg cu noi, văd. Da. Nu prea au altă opțiune. Hello, guys. Da, nu știu dacă ne aud că ar trebui să jucăm un joc, nu? Să dăm pe chat în joc. E, nu cred că o să ne audă, dar e irelevant.
Joc PUBG cu Toma Nicolau. M-a întrebat cineva acum chat. Bine, eu nu sunt foarte cunoscut. N-am ajuns să joc fotbal la nivel înalt. Nici nu am fost campion european de FIFA. Stai Sper liniște, să nu stric, ei, da, să nu stric live-ul. e ok, nu e nicio problemă. Cam proastă decizia am luat, sincer. Puțin cam foarte proastă. Legat de Legat de loc. de Loc, e full, loc. e full. Avem o donație mare, rău, mare, rău. De... Pare cât? Nu știu, dar e mare. Acum mă uit să vedem. Două donații chiar. Deci o să trebuiască să-mi dai CD Merci. key-urile alea. Hai să vedem că m-am emoționat că e o donație mare de la... tot de la Hapciu. E bine să nu fie rău. 22 de dolari 83. Mulțumim foarte mult pentru ajutor, Nexus România. Hai să vedem. Da, nu știu. Aici n-am găsit nicio armă. Doamne ajută. Și MTK care a donat 1 dolar și 14 un dolar și 14 cenți și ne transmite salutări, dar eu nu găsesc nicio armă în jocul ăsta sau deja E uitat. aglomerație mare, da, avut. Băieții noștri văd că sunt încă în viață. Avem cercul. Să vedem măcar aici, poate găsesc și eu ceva. Ai de capul meu, absolut nimic. În turn. Da, a murit, am tras ca o cizmă. Vin și eu ca să murim amândoi măcar. Unde-s băieții? La mine, cred că mă luptează. Ok. Să vin ușor. Au! Fugi! Fugi! Se trage Au! din stânga ta de undeva. Trebuie să te bagi Dacă după reușesc. clădirei. Hai. Să vedem. Deja simt forțele inamice. Cred că ai pe cineva deasupra. Da, asta cred și eu. Pune arma pe auto. No chance. Aveam micro Da, Uzi, eu aveam VSS. Da. mie Bun. îmi trebuie 2-3 ore să mă încălzesc, să știi. Hai să se revenim. Bun. Următoarea provocare, mai avem una. Stai să vedem. Exit lobby. Mai aveam o provocare la 50. Trebuie să mă uit exact care era. Să văd ce trebuie să fac. Nu mai știu exact ordinea, dar e fain. Te-am auzit mai devreme cum ai urlat. Da. Foarte. Vrea Flori să vină cu noi în PUBG. Cred că ar fi persoana potrivită. Da, sigur. Da, ăsta e. Să scriu aici. Spune că îl primești doar dacă faci o donație. Da, donat, păi el a Știu că am donat. făcut, știu că am El a făcut, știu, donat, da. da. Nu, așa Tocmai de sunt asta. chinezii eu. Ok. Să mă adauge. Ar trebui să facem cameră pe Discord, nu? Da, putem să intrăm noi pe o cameră pe care ai. Da. Să-i spun să mă adauge. Și te are pe tine la prieten pe Steam? Cred că da. Nu sunt convins dacă nu. Ok, hai să luăm. Puneți-ne câteva întrebări de fotbal pentru că și Toma poate să răspundă până mai intre cineva cu noi. Mai degrabă de gaming. De gaming? Ok. Dacă mă. Gaming, ok. Gaming, fotbal, vedem. Hai să vedem. Bun. Hai băieți, veniți cu întrebările. La 50 de euro, la 50 de dolari dumneavoastră trebuie să sun pe cineva din chat. După ce terminăm, înainte să intre Regent, voi face chestia asta. Momentan, hai să jucăm. Facem așa, l-adaug eu pe Floris, pe Discord aici unde discutăm noi. Perfect. Minute. Salut! 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 Mulțumim mult pentru donații. Stai liniștit, bagă-l așa. Cred că a fost încă o Mai lângă. donație acum. Uite, Floris, că am găsit o
o metodă să folosesc key-urile pe care mi le-ai dat. Foarte bine, sunt arme. Oh my god, oh my god, acum a intrat donația. Cum luăm un key MTK, scriem mesaj privat pe Instagram Midas Off și încă o donație. Este Nexus Gaming, nu Nexus România. Ok, mă scuzați atunci. Nexus Gaming, mulțumim. $34.25. Incredibil. Incredibil. Deci Nexus Gaming, încă o dată îmi cer scuze, corectez. Și am ajuns la $94.77. Foarte tare. E incredibil. Mă bucur că pot să fac acest lucru. Și haideți să-i dăm drumul, nu? Stai să ne găsim pe... Nu știu dacă l-am pe Floris, pe Steam. Deci, încă o dată, Nexus Gaming, mulțumim frumos pentru toate aceste donații. Îmi cer scuze că am greșit. PES sau FIFA, Toma? Am jucat PES ultima oară în 2009. Deci răspunsul e clar. FIFA, din punctul meu de vedere, nu prea pot să spun, nu am, nu știu, nu prea joc. Mi se pare că de multe ori PES sfidează fizica așa în general, e foarte, mă rog, ca orice joc japonez. E un pic fantasmagoric, traiectorii ciudate la mici, chestii de genul ăsta. Nu mi-e PUBG Mobile, e PUBG jocul mare. Imediat voi suna și abonații, doar să terminăm această parte a streamului. Ați reușit? Acum aștept de la el un ad, vedem ce se întâmplă. Floris, mai ești cu noi? Da, uite că mi-a dat. Și așa n-am apucat să joc cu Floris niciodată PUBG, curtea. Gata, suntem. Doar gata. Să schimb pe 3-man squad. Ok, hai să vedem. Să fim doar noi. Cred că trebuie să dau la setări. 3-man squad și confirm. Să dăm drumul, ready. Sunt ready. Mă dau și eu, ready. Bun, mai aștept întrebările voastre în chat. Și vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați donat și celor care ați dat share pe Facebook, pe Instagram, pentru că ajută foarte mult. Dacă nu ați făcut acest lucru până acum, puteți să îl faceți. Bun, hai să vedem. Încă $5.22 până la următoarea provocare. Nu mai sunt foarte multe, dar devin din ce în ce mai spectaculoase, ca să zic așa. Așadar, hai să vedem. Cât de dezbrăcat ai de gând să te arunci în zăpadă? Cred că doar în slip, nu știu, dar oricum sunt minus 8 grade afară, adică chiar și ți-au fost minus 5 grade. Nu prea mai contează, că e... Va fi... O să te ajute în Sleepy. Da, știu. Dar nu pot să mă arunc, că vreau să pun pe Instagram și nu vreau să fiu chiar dezbrăcat complet, că nu merge. Dar dacă mă blurez cumva... Dar e... mai avem până acolo, e ultimul prag. Hai să vedem unde mergem. La bootcamp cred că va fi full. N-aș vrea totuși un loc în care să nu facem... să nu facem nimic. Mergem... Putem să mergem... Uite, unde? Spre Sahme aici, spre Sahme. Ok, ok. Și de aici avem mai multe șanse, ori să mergem spre Hatin, ori să mergem spre Query. Da. Floric, se pare mie s-au schimbat un pic mecanica pe harta nouă la săritul din avion. Da, au făcut un pic mai realist, acum poți să faci long jump pe toată harta. Exact, asta și mie mi s-a părut, că poți să sar mai lung. Sărim acum, nu? Da. Da, doar pe harta aia, nu? Sau pe toate? Și aici, și pe toate. Pe toate, ok. Încă o donație de $1.14, MTK, care întreabă dacă este cumva loc și pentru el.
Cred că o să mai jucăm un match după asta în această formulă. Și apoi, cred că mai în ultimul meci o să intri și tu. Dar să-mi scrii pe Instagram. Ai deja 3 donații, cred, sau 4. Hai să vedem unde reușim să ajungem. Poți să-i dai un long jump. Vezi că acum long jump-ul e altfel. Cum? Îi dai drumul la parașută și o ții la 30-40 la oră. Aha. E bine de știut. Deja Vezi se... exact ce am spus, putem să mergem după aia spre Painan. Da. Deja lumea moare pe capete, noi suntem în aer încă. Până la urmă e un joc de supraviețuire, trebuie să știi Corect. exact Corect. cum să abordezi harta. Da, noi mai ales că am luat într-un colț destul de îndepărtat, să vedem și zona. Dacă găsim o mașină, cu siguranță ne descurcăm. Pe harta asta n-ai nevoie de mașină, ajungi foarte repede. Da, corect că e făcut în așa fel încât să fie totul mult mai dinamic. E aceeași mărime cu asta nouă? Sau asta nouă e E mai aceeași mărime mică. cu... Păi E mai asta mică nu ca are cea nouă? undeva la 40 de playeri pe ea, cam aia ar fi, să zici că 40, între 40 și 50 de playeri. Iau și o armă și vin la voi. Avem un oraș întreg de lutat, deci nu e grabă, nu avem pe nimeni în stânga, în dreapta. Îmi place mie asta, îmi place. N-am o problemă. Lutăm și mergem spre ruine, că acolo e treaba. Batem ruinele și putem să ținem podul, liniștiți. Eu de obicei sunt un deliciu pentru cel care mă lutează. Backpack level 2. Să luăm și o cască, că asta de dovleac nu o să ajute prea mult. Berilul, cum e? Cum vi se pare? Eu nu știu, nu am jucat cu beril. Adică e peste M416 sau? Poate că peste A, ăla 46A, cum e. Mie mi se pare că e greu de controlat pe full auto. Și cel mult mid-range. Un cube aici, dacă vrea cineva cube-ul. Eu vin cu două de asta, M416. E destul de mult 416. loot. Da. Să vedem ce găsim pe aici. I-am găsit un car. Oh, foarte bine. Am găsit și eu un QB, dar cred că o să merg pe un MP9. Hai să vedem ce e. Da, oricum și jocul ăsta s-a dezvoltat destul de mult, dar parcă Fortnite-ul mi se pare că s-a dezvoltat incredibil. Pentru că Fortnite este un joc E gratuit, în gratuit, primul rând. exact. Și nu ai nevoie de un calculator foarte bun. Da. Asta ar fi. Și Da. atunci este normal să fie mai accesibil. Clar. Dar din punct de vedere strategic, PUBG-ul e peste Fortnite. Știu că sunt mulți care acum o să mă urască pentru ce spun, dar asta e adevărul. Nu, așa e. Este un fel de League of Legends versus Dota, știi? Cam așa sunt comparativ, să zic. Avem loot aici chiar pe săturate. Da, cam asta e o tactică bună dacă vrei să supraviețuiești, te duci în zonă unde te duci într-o zonă lootat cât de cât, cum facem noi acum, și încep să lucrezi harta. Hapciu, care ți-a donat, știe ce zic. Dacă mai e pe live,
Și dorește să intre cu noi, vine zona. Da, păi cam putem să o pișcăm. Da. Prima zonă nu dă foarte tare, ar trebui să mergem, uite aici, știi, să luăm partea asta de ruine. Avem acolo un deal care putem să ținem foarte bine. Și după care să încercăm să trecem partea, cu siguranță. Și nu o să ne mai grăbească nimeni, știi? Da. La ruine cu siguranță e cineva, dar avem aici barcă. Putem să luăm o barcă și să traversăm fără să avem o problemă, sau putem și să traversăm prin cele două puncte. Haideți să... cât avem până în zonă, e ok. Da, putem să trecem prin... Oricum au fost aici suficiente și medkit-uri, am un medkit, energy drinks, painkillers. Eu n-am găsit scope pentru card, dar poate găsim am acum. Am eu un 4X. Super. Cel da, dar hai să ajungem un pic, să ne apropiem un pic de zonă. Și ți-l las, ca să nu, să nu ne oprim acum. Oare pe marginea asta de drum nu găsim un autovehicul, un moped, un orice? Dar nu ai nevoie, ajungi, nu ai nevoie. Dacă îți dai un medkit, ajungem... Boost ar fi mai decât 4X. Da. Zonele următoare o să fie un pic mai complicate, da, dar... Între timp te mai uiți. În Fortnite, pentru că spuneam că nu joc prea mult, spuneam că am câștigat un singur match și el a fost tot așa pe live. Am făcut, asta e al treilea live și acum... E Red Zone, s-a colim un pic. Da, știu. Și... Deci match-ul ăla l-am câștigat doar pentru că am aterizat într-un loc în care toată, mereu zona a fost pe noi. E un din noi cu... Da, dacă vrei să te iau. Duci pleta. Da, puteți să intrați în zonă. Eu o să îi dau aici niște bandaje. Cât trece zona roșie. Noi am ieșit din zona. Foarte bine. Că a mai fost animație între timp, așa pare. Avem barcă pe acolo sau trebuie să o luăm în not? Încă? Am văzut o armă fără gloanțe lângă ea. Și eu am găsit multe arme fără, am găsit două arme fără gloanțe lângă ele. Deci, e posibil să avem, tocmai trebuie să-ți dau scopul ăla de 4. Nu, că l-am, am găsit. Ai găsit, oh, perfect. Ok, podul oricum e ținut de pe partea asta de sus de aici, așa că trebuie să... Să traversăm unul câte unul. Să încercăm să nu tragem. Ok, să răspund la un mesaj. Haideți să vedem, am răspuns, trebuie să răspund un mesaj. Toma deja trece, nu? Din câte văd? Da, încerc să ajung aici. A să... să aplic și eu ceva aici. Este o barcă pe partea asta. Oh, noua zonă. Da. Auleu.
Să mergem. Să nu uiți să-ți dai first aid sau ceva. Mi-am dat, mi-am dat niște bandaje și... Trebuie să luăm aici dealul ăsta. Painkiller și energy drink. Am să tu vii pe pod, bun. Vin pe dedesubt, nu, vin prin apă. Sper să reușesc. Da, sunt la ata. Avem un minut și trebuie să luăm pe lângă camp Alpha pe aici, să ajungem în partea asta neapărat. Aoleu, aoleu, sunt cam la limită din câte văd. Dar am medkit-ul dacă ajung. Dar cred că ajung. 50 de secunde, trebuie să ajungem undeva aici. Da. Să ne luăm cover. Vreun vehicul, ceva este? Acum, în momentul de față, nu am văzut nimic, dar cu siguranță te va auzi toată harta. Și pe Sunhawk, în momentul în care faci gălăgie, sunt vreo câteva echipe care direct pe tine o să dea. E ca și cum ai striga mai pe geam. Da. Da. Ceva de genul. Da, exact. Asta e o hartă care se joacă în liniște. Cât mai multă liniște. Da, și medkit-ul acum. Și un energy drink ca să am viteză. Și am plecat. Ideea e că trebuie să luăm cover, cât mai mult cover. De asta am și spus pe lângă camp Alpha. Deja vine zona, aoleu. Trebuie să luăm prin spatele lui camp Alpha, să ajungem în colțul de sud de acolo. Din câte văd, atât timp cât mergem drept, nu ne ajunge zona. Adică eu sunt chiar în suflant ceafă. Avem un loot crate în față. Avem un crate în față, cred. Cu siguranță e luat. Dacă e luat, înseamnă că avem oameni care ne vor aștepta în zonă. Hai la deal. Aoleu. Dacă trec de dealul ăsta... E luat. Deci avem oamenii în care ne vor aștepta în casele din față. Mamă, și avem dita mai multele astea, e cam greu de trecut de el. Dar nu trebuie să urcăm muntele. E cineva cu supresor de sniper aici. Tu vrei să iei pe sus? Am intrat deja, o să vin aici pe marginea. Dar aud activitatea. Da, Andrei Ivan vine la CS. Da, mi-a dat zona. Mi-a dat red zone. Și ție? Da. Wow, două direct mi-a dat. Mamă. A fost împotriva noastră harta. Hai că eu încă n-am murit. Acum încerc să mă... Ești Noct, nu? Da, de la zonă. Și am vrut să nu mă duc. Hai că acum îți dau revive. Nu, no, lasă-i să moară și ei carul. Ascultă-mă, nu-i mai da revive. Hai că... Vezi de ce am spus să luăm pe lateral? Da. Hai să vedem unde e zona. Mamă, dar jocul ăsta nu ne place. Ok, fii antenă, o să luăm pe lângă. Trebuie boost, full boost. Atât pot, am dat tot ce aveam. Mai ia de la mine, să mai dau eu unul. Ia un painkiller. Dă-l și pe ăsta și hai. O armă de asalt în față. Că vom avea băieți care ne vor veni de jos. Da.
care erau șansele să dea două mobe rețea. Da, asta mi se pare foarte aiurea. Dar se întâmplă în jocul ăsta. Deci avem oameni care vor veni de sus. Și noi trebuie să... Da, deci eu acolo om în față, am... om în față. Dar am văzut... Dă-mi el. Vino la piatră. Vadu. Au, suprest. Din oraș tragem voi? Nu, aici. din spate. Din oraș. Da. Așa. Mai era și ăla acolo. Aoleu, ne-au făcut semis. Vine și zona. Vino pe el. Nu m-am văzut să treacă. Aoleu, se trage în noi. Încercați să coborâți cât de mult puteți. Mă rog că nu au o țintă prea bună. Da, se trage în noi. Gata, am văzut în față. Sunt după copac la 40, cam așa. O să încerc să pușez piatra asta, dar cred că o să mor până atunci. Dacă alergi în zigzag, nu. Da, vino să intrăm aici, după piatra asta de aici. Aici? Care sunt aproape, da. Sunt aici, aproape. Vino ca ce la mine, vino. Unde ești? Acolo. Nu, unde te duci? Invers. Așa. Aici. Aoleu, sunt o țintă. Ne trebuia un shroud care să ne care. Unde? Unde anume? În față, în 105, în șec. 105, ok. Da, s-a dat jos, sunt doi acolo. Deci noi trebuie să... Sunt două scoaduri care se bat, cred că puteți să ne dați. Vine din nou. Avem pe unii. Avem pe unii aici. Da, n-avem. E greu tare aici. Stai ușor. Da, te omoară. E prone. Din câte văd. Nu e nicio problemă. Stai acolo. Da. Nu încerca, că e prone. E prone, în dreapta. Am văzut, dar n-aveam trebuit să intrăm în zonă. Da. A fost un sandwich. Am fost sandwich băgați acolo. Da. Nu a fost deloc zona cu noi. Deloc. Ia să vedem cât e ceasul. E și 46. La de ce pe Hapciu? Da. Haideți să-l luăm pentru un conmici. Așa facem un kill, poate. Da, Hapciu, unde-i Hapciu? Vreau să văd dacă l-am pe Hapciu. L-am aici pe Hapciu. Toate sunt absent quest chat. Ia să vedem. Dacă mi-ar da și friend request, ar fi super. Dar să căutăm așa. GT Steam... Nu știu ce înseamnă user, dar o să citesc cum înțeleg eu. GT Steam GG, care a donat $3 și a zis go. Mulțumim mult pentru donație. Să vedem la cât suntem acum. Suntem la $100. Ceea ce înseamnă că o să trebuiască să fac două provocări. Imediat după ce terminăm partea asta de voi face. O să-ți las pe Facebook chat cele trei coduri. Da. Așadar,
cineva mi-a dat deja, Hapciu, poate să-mi lase și el un mesaj. Și cine mai era, ultimul donator, dacă poate să îmi dea un mesaj privat pe Instagram. Ah, și Vlad, și Vlad. Băi, s-a lumit asupra Sclavul și canalul tău de YouTube. Apropo, dacă întrebi ce să gămi în seara asta, poate și cam meci. Vlad, o să vedem, scrie-mi și tu un mesaj pe Instagram să vedem cât avem. MTK, GT, Stime, Gigi și Vlad, cred că au fost cei care au donat. Ca să dau key-urile. Să-mi scrieți pe Instagram. Ok, haideți să mergem meciul ăsta și după intrăm în... intrăm cu Regent pentru tot așa un scurt candy. Da, Hapciu nu răspunde, dacă aveți pe cineva. Am sunat mai greu. Cred că e în joc. Stai să vedem. Avea un, nu zisese un user că... Da, 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 hai, stai așa, hai să văd dacă e. Friends, recent... Să văd acum, dacă e. Acum. Să văd, dăduse-i, uitați mai devreme, să-i scriu. Imediat. Imediat trebuie să dau un accept pe Steam și imediat intrăm. Să vedem aici. Să vedem. Și ce mai faci, Floris? Ce să fac? Rapoarte. Am înțeles. Ce să vă înșapți mai târziu cu Andrei Ivan? Bun, nu văd invitația. Ți-am zis să intru să joc un pic cu voi. Dacă tot n-am jucat niciodată. Da, 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 și de câte ori ți-am zis. O să jucăm, stai niștit, când ai când vrei jucăm. Am înțeles. Nu aduc și pe Corina, îl iau și pe Hapciu și facem o nebunie de asta de seară. Super. Ce a făcut în China, apropo? A făcut un chicken dinner, din câte știu, și a luat, mi se pare, locul 20 din 46 sau ceva genul ăsta. Trebuie să fiu, trebuie să vină să-mi participarea spune. E mare lucru. Așa. Da, sunt Corina, era Zâna și mai erau încă două fete care erau pe lista celor de la Divina. Și ne-au întrebat pe noi să vedem care dintre cele patru fete și PUBG România a susținut două fete, pe Zâna și pe Corina. Restul a venit din ce au făcut fetele, că și-au înregistrat, știi? Cum se joacă, și-au înregistrat niște jocuri de pe publice și ei au luat decizia și au luat-o pe Corina. Nu găsesc invitatul, din păcate, ia să vedem. Dacă nu, pur și simplu intrăm și asta e. Bun, nu, chiar nu găsesc. Asta poate vine și joacă Fortnite mai târziu cu voi. Da, la Fortnite cred că e squad full deja. Dar vom juca la CSGO, sigur, îl bag că aș și donat vreo 5-6 dolari. Trebuie să-i dau invite, da. Ok. Imediat. Hai să vedem dacă pot. Cred că ar trebui să schimb și third person ăsta. Scoam. Așa, și să văd dacă pot să-i dau invitație. Trebuia să luăm gata, pe Ovi. Gata, am reușit. Pe Ovi la PUBG? Da. Să-și facă... Să facă tactica, 3-4-3. Salut! Pe ce se... Care ai pus tu tocul aici?
în joc? Ok, ultimul meci de PUBG. Ce se cu Alibek, nu joci? I-am scris și nu mi-a răspuns. Ar fi fost ceva să vină și Alibek să joace cu noi CSGO. Nu mi-a plăcut asta cu Alex Ioniță, că... Da, știu. A renunțat. Azi a intervenit o chestie cu bagajele și mi-a zis că rezolvă până la ora 6 fără ceva, ca să... I-am zis măcar dacă nu poate să joace tot timpul, măcar să joace un meci. Și a zis că încearcă așa și până la urmă n-am mai reușit. Dar urmează în continuare băieții cu Fortnite-ul și apoi CSGO-ul și... Da, e ok. N-am mai jucat harta asta de când eram mic. Da, wow! E prima hartă. Suntem aici la Cernavod, da. Podul pe care a trecut PewDiePie. Cine știe faza, da? Pentru cei care știu faza. Băiatul ăla cu părul de o culoare neobișnuită, nu? PewDiePie? Da. Nu, acum e blond, adică nu prea a fost vopsit. Ninja s-a vopsit, era vopsit destul de mult. Da. PewDiePie a trecut pe pod, i-a murit cu echipierul și sau era noapte și voia să-i dea revive. Și a murit și el și a zis cuvântul cu N, da, în modul dor și efectiv... De acolo a avut foarte multe probleme. Sau școală, să încercăm. Ia zi, Floris. Putem să încercăm și bază militară și Novo, putem să încercăm Primorscu. La bază militară cred că... Da, hai să încercăm bază militară. Hai să facem ceva frumos, nu? Da. Cum putem ajunge acolo? Ba da, poți să ajungi acolo. La jumate îți dai drumul la parașută și mergi cu 23 de ea, cam aceeași, poți să ajungi până în capătul hărții. Înțeles. Ia să testăm această teorie. Și cam acum mai dai drumul la parașută. Era fain dacă se implementa o chestie, dar unii cred că ar fi fost trigger rău, să nu se deschidă parașuta, că în orice sal cu parașută există o probabilitate așa de 1 la câteva cazuri să nu se deschidă parașuta și era fain odată la nu știu cât timp să nu se deschidă parașuta. La ora ai zis? Da, dar cred că avem mașină jos și mergem cu mașina. Dai să ginesc o mașină. Asta e tactică vis de la TSM. Ei au început să facă chestia asta cu luatul mașinii și mers în partea opusă și de acolo toată lumea. A început din început. Dar vis a trecut acum și pe Fortnite. Am văzut că avea... Se joacă și el, ca să mai schimb, că nu poți să joci același joc. Și Shroud, care, na, el e, în opinia mea, tatăl PUBG-ului dintre... Are mașină? Poftim? Dacă te referi la calitatea lui ca jucător. Da, da, la asta mă refer. E ca streamer îmi place mai mult Dr. Disrespect, e mai... Da, mai asta așa e. Avem mașină. Vreau să văd, într-adevăr, dacă vreau să văd cum... Un gameplay. Da. Da, corect, asta așa e. Veniți spre mine că am mașină. Și rare și are mașină, din câte văd. Super. Eu încă sunt cu parașuta. Ah, și voi. Eu știu. Avem și mașină și motor. Aici în... Mi se pare incredibil cum dă Shroud headshot-uri.
E antrenament. Da. Hai. Hai, Toma, că te cu motorul. Sper să nu ne accidentăm. Ai vrut să spui, speri să nu ne accidentezi. Și e bine că o parte din insulă e insula militară, baza militară e încă în zonă. E foarte ok. La București pe live vor fi imediat Ivan, da, exact, Ivan Marco Dulca Moțan și Mihalgea. Se pare foarte tare chestia asta cu un squad de joc format din jucători de fotbal. Pare rău că presa nu a tratat chestia asta mai... Știi cum a fost? S-a mai întâmplat? Nu cred, nu. Cel puțin în România nu. În afară a fost, sigur, Dele Alli cu Kane și cu Kieran Trippier, care au jucat cu Ninja, dar în România 100% nu. Nu a fost. Să mai faci chestia asta, pentru că poate să prinde o tracțiune. Vreau, și pe viitor vreau să mă fac tot așa caritabil. Dacă nu ar fi caritabil, sigur, păi jucătorii ar fi criticați. Clar. Ar fi criticați rău, că da, am și prieteni care vor fi în seara asta. Care, la care da, presa stă mereu cu ochii pe ei și dacă au făcut o chestie de genul ăsta, gata. Păcat, pentru că și acei oameni, dacă faci un lucru, trebuie să te destresezi cumva, trebuie da, să... Da, e normal, nu? Mi se pare normal la chestia asta. Nu, pentru presa nu pare normal. Critica face parte din viața unui jucător de fotbal și nu cred că sunt foarte afectați. Da, nici, într-adevăr, asta așa e, pentru că chiar discutam cu parte din ei și îmi spuneau că nu... Singura persoană de la care îi interesează e antrenorul. Îți las-te aici să lutezi, adică mai departe. Să fie acesta un 8X, of. E doar 4 sau ce? E un 8. Oh, super. Da, l-am pus pe un mini, deci ca și cum l-aș pune pe un arc. Am un SLR. Mă ține liniștit că am o să mai găsesc eu. Am un 3X dat. Eu am un car luat. Nu știu cum fac eu de găsesc carul tot timpul. Să-ți dau un 3X. Da, mai țin, că mai avem de loot. O grămadă. Mamă, vezi să te trăi, n-am mai 100. Îți dau și 8X-ul, dar fă o donație aici pe stream, dacă... Cine, eu? Da, da. Hai să vedem unde... Mai facem. Okay. Uite că am găsit un 8X. Ah, salut. Scăpat. Mă duc spre fabrica mare. Cască aveți? Da, doi. Ok, e bine. Nu am găsit un ghezan încă. Ideea e că următorul cer trebuie să trecem podul și să nu ne țină, știi? Puteți să-mi dați mie optix-ul dacă nu... Dacă, da, spune Rares că dacă nu aveți nevoie de optix, abonesc că aveți, ați găsit arme între timp. Trebuie să vedem ce avem aici. Mini... Zice cineva în chat, dacă vreți îl sună pe Griezmann să intre la un Fortnite, absolut. Hapciu a zis încet pentru Floris, eu zic să dea minimul de $100. 100
stau și mă gândesc că să fiu antrenor la o echipă de fotbal chiar aș face cum se întâmplă în serile dinaintea meciurilor, că merg la cinematograf sau la biliard. Da. I-aș duce la un LAN party, la o sală de net să joace PUBG toți. Vreau activitate de team building bună și relaxantă înainte de meci. Dar mă rog, da, poate pentru că uiți. Trei generații de antrenori. Vreau că trebuie să mai treacă ceva timp până să... Da, nu știu. No, în România, din punctul ăsta de vedere, după cum spuneam mai devreme, e așa ceva revoltător, cum să te joci, cum... E, pentru presă. Da. Trebuie să aibă și ei ce să mănânce, de unde să mănânce și... Da. În situații de genul ăsta se leagă de orice. Să vedem zona. Deocamdată următoarea să vedem cum va fi. Mașinile era bine dacă le memoram poziția în caz că sunt departe, că aici e nevoie. Dar avem motoare, avem nebunii. Da, dar o să imediat vor intra, de fapt după va intra Regent pentru un weekend de vreo 10-15 minute și apoi vor intra băieții pentru Fortnite. Cred că o să-i țin cam o oră și jumătate și pe ei. Hai că putem să mai luptăm casele astea de aici, ia? Liniști și vedem ce se întâmplă la pod. Da. Mama, ai un SLR? Da. Am un cic pe dacă vrei. Ia să vedem, am putea să pun atașamentele. Da, merge, că n-am. Am și un 6X. Oh. Pare un fi singurii de pe military, noi? Cred că da. Altfel... Păi... Era foarte departe. Da, da, și pentru noi era și ne-am descurcat, adică nu. Poate am fost singuri cu ideea asta. Uite, avem buggy, avem de toate aici. Da, 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 l-am văzut și eu. Mă întreabă cineva dacă dau bani ca să filmez cu fotbaliștii. Până acum nu am dat niciun ban, au fost care mi-au cerut. Doi fotbaliști care mi-au cerut, dar nu... Bineînțeles că nu pot să accept. E vorba de mulți bani cât îmi ceri. Foarte drăguț de partea lor. Da. Nu e ca și cum ar fi o promovare și pentru ei. Iau eu mașina? Cine a tras? Nu știu. Cel puțin nu eu. Nici ceilalți cred că s-au auzit. Nu poți să mă știi și pe mine? Da, 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 acum vin. Acum vin să vă iau. Iup. Mă pricep mai bine la condus în viața reală. Eu am tras. Toma, tu ești în mașină? Stai să-i fac refill-ul la mașină. Ok. Hai că vin în mașină acum. Sunt foarte multe mașini acolo. Se mai întâmplă să facă oamenii poduri din mașini ca să nu poți să treci. Mamă, ce tracțiune are de aceasta, ce... Nu pot să zic cine au fost fotbaliștii care au cerut bani, nu o să fac asta. Vrei să conduc eu? Poftim? Mergem, hai să mergem la Toma. Nici eu nu zic că e idee bună să urc
vorbești despre asta prea mult. Da, nu o să zic, nu dau nume, nu. Selecție naturală. Ah. A venit Didi cu Bradu. Oh, ce drăguț. Oh, eu l-am făcut acum o săptămână, de fapt. Aveți cumva un scop mai mare, bro? No, scop mai mare, bă, nu, eu cel ce nu am. Am doar un 2x, da. O să-ți dau eu un 3. Rare și un aici, pentru un... E ceva, se vede ceva pe el. Să-ți dau un 3x. Am să dau un 6x dacă vrea cineva. Rare și atunci 6x-ul. O să disc eu podul. Și mă țineți voi sau tu mergeți pe partea cealaltă? Da. Trebuie să vedem, nu e nicio barcă? Hai că iau un motor și mă duc pe jumate. Știi, și țin de pe jumate. Stai să văd un pic cum arată în față. Nu, hai că vin și eu. Ia să venim. Arată bine în față. Pare liber. Unde? Cătălin spărea noi, Alex înțe noapte să mai ajungă. Ok, sunt pe partea asta, vă țin de sus de aici în caz că trebuie. Bine. Hai, pot să vă iau. Hai să vă veniți la... Acum. Oh, perfect, e cu ataș. Salut, Cristian. Oh, e bine cu zona, e chiar ok. Înainte de H1Z1 au mai fost vreun Battle Royale? Sau, nu știu, cel puțin nu prea... Sau atât de mare, să zicem. Au încercat cei de la Minecraft, a fost o chestie... Chiar pusesem eu un post pe, la noi pe grup și am spus că... Și a revenit PUBG-ul, adică un milion de player concurrent. Și am scris acolo... Casă 2 aici în scară, dacă vrea cineva. Și a zis că e tătic cu Battle Royale și lumea a început să spună că nu, că H1Z1, că Minecraft, că... Și am explicat, joc 100% doar nișat pe Battle Royale, nu da. Cum e CODul sau cum e Battlefield, care vin și aduc un... Battlefield nici nu are Battle Royale, are... O să-l aibă în martie ceva de genul ăsta, așa, așa am anunțat. Interesant. Vă țin de sus. Mai e 6X-ul ăla? Da, o să facă Battle Royale, nu știu, o să fie Optim. Interesant. Cică. Battlefield 5, am anunțat în martie că o să facă Battle Royale. Ah, am auzit asta, da. Da, da, iarăși. E un joc pe care o să plătești foarte mulți bani. Pentru că e și normal, calitatea se plătește. Da. Și depinde acum, nu știu cât o să plătească. Oricum vine altul, într-un an, doi. Da, corect. Da, Fortnite prin elementul ăsta cu jocul gratuit și așa o să reziste ceva timp. Adică o să fie destul de greu de detronat. Așa mi se pare. Păi Fortnite-ul n-a vândut, adică Epic-ul ce ne fac Fortnite-ul, da? Da. N-a vândut niciodată mai mult decât au produs, să zic așa, adică n-au avut un boom. Da, exact. Luând ideea de Battle Royale, au ajuns și să vândă mai mult decât fac. Ceva de genul ăsta. Și mi se pare o chestie, na, odată ce... Tu plătești un patent, știi? Nu știu de ce nu am... în lumea jocurilor nu poți să faci și să patentezi ceva, știi? Da.
Trebuie să mergem așa. Dezvoltatorii de la H1Z1 au fost aceiași cu cei de la PUBG, nu? Dacă știu. Da, Brandon. Brandon a plecat din Brazilia. N-avea bani de bilet de avion, ca să știi, până în Coreea. Și a ajuns să facă milioane. Da, pentru că cei de la H1Z1 nu-i ofereau banii respectivi, știi? Ca să dezvolți un joc standalone cum e PUBG-ul. Și atunci a găsit o finanțare în Coreea. Blue Hole. Da, 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 vreau să zic de Blue Hole. Ei, deci sunt doar compania care au dezvoltat PUBG, nu și nu și H1Z1. Nu știu, Fortnite nu o să aibă niciodată respectul comunității de pe Coreea, așa cumva, nu știu, mi se pare că e casual. Poate e din pentru exterior. Copii. Da, e foarte young. La bănesc că da, s-au și bazat pe caracterele animate. Nu, e foarte bun pentru age range-ul ăla. Da, pe pentru YouTube, mare parte, foarte mare parte. Da, exact. Celor care se uită, celor care se abonează sunt copii și e și normal. Noi oare că murim? Ce se întâmplă aici? O, mai sunt 24 în viață, cum am văzut. Au preponderență pe 5 acolo, sunt multe echipe. Nu prea au sărit în zona noastră. Da, da, da. Dacă vreți puteți să facem rotație și ne întâlnim cu ei pe zona asta de aici. Așteptăm următoarea zonă? A, dar mai durează până. Ideea e că putem să plecăm foarte rău de aici dacă se apropie băieții. Avem un open destul de mare. Litoralul aici. E ok. Faleza. Litoral. Aveți un checkpad sau un scop de 6X? Aici putem să... Scopul de 6X cine l-avea? Eu, vin cu acele mine. Rareș, nu e pentru mine, pentru Rareș. Cracker. Vin aici la mine, vin aici. Lasă-l aici, că o să rămân eu. Lasă-l aici și rămân eu, ca să vă mai, mai răspund la mesaj până atunci. Ce fumeg acolo în strada. E un... un buggy, cred că se distruge de zona. Vlad Mihalcea, care va fi imediat de live pe Fortnite, a obținut un victory royale când se încălzea la solo acum. Mi-a trimis mesaj. Aici e Rareș. E jos. Încercăm să facem un chicken. Să sperăm. Să luăm dealul? M-am gândit la asta. Stai să vedem zona, că poate avem noroc. Mai degrabă aș lua clădirile astea, două hangarele verzi. E greu să pleci de acolo, aia e problema. Unde să mai pleci? Mergi la Olin. Ori e zona pe noi, ori murim. Ce să mai pleci? Pe targă. Nu, e lootat, clar nu e lootat. Nu ce am găsit medkit. Eu țin 305. Avem un loot în 305. În 300 vest, nord-vest. Acum să mă uit. Mă uit ori puțin să văd dacă găsesc un scop mai mare. Și s-a tras din nord, nord-est. Acum vine. Da, deci exact cum am zis eu, trebuie să luăm dealul din față. Da, uite, vezi? Trebuie să te ascult, hai. Da, acolo sunt copaci și e mai ușor să te deplasezi. Avem un buggy care vrea, dacă vrea cineva să ducă la loot. E luat tricul. Crate-ul e chiar în fața noastră. Buggy-ul ăsta de lângă noi. Uite-mi. Vrei stricat? Nu l-am văzut. E ars. Avem aproape.
Se vede ceva? Las car aici. Păi? Păi am găsit AVM-ul. SP3. Bun. Unde l-ai găsit? Aici, uite aici. Las carul aici. Cu ghiozdan. Nu era lutată cutia? Nu, nu. Cum mai va? Mamă, ce câte împușcături s-au de aici. Avem playeri, avem playeri în 280. Acum ne. Playeri în 280 vest. Cu car. Aveți grijă. 280. Da, am înțeles și m-am văzut, se pare. Și vine și o mașină. Vine o mașină din spatele nostru. Aici, în spatele nostru. Un smoke. Ah, un smoke ceva? Nu am. Nu, se trage din spatele nostru. Se trage în continuare. După pupac poți să stai aici? Da. Ca să... Ce căcat am cadat asta în cap? Vrei să-ți vină, vină, comrad, din spate, vină, vină aici. De ce nu vreau să dau? Cum mă? Vină încoace, că te vede, vină încoace. Atât. Așa. O, X-Breaker e pe live cu noi. Bun, hai să... Am mai picat un... Da, drop aici, un loot crate. Nu face. Rares, unde e? Nu stăm bine aici. Ăștia mai sunt aici? Văd că... A plecat mașina aia. Aoleu, nici nu știu de unde se trage. Nu pot să-mi dau seama. Sunt aproape. Trebuie să vină din, cred că de prin est, că văd că și rare și mort. Da, prin est. Pe deal. Pe vârful dealului. Au aruncat grenadă. Cu car. Eu țin valea, cred că. A, se trage după mine. Am înțeles. Bine. Cred că iarăși am fost prinși oarecum la mijloc. Da, l-am văzut pe unul. Haideți, poate reușiți un chicken dinner? Mai sunt 5 playeri. În afară de... Suntem prinși aici, am doi aici, sunt, uite-l, văd. S-a mutat. I-am dat un hit. Hai scoate capul. Mai vine unul? E bine că sunteți foarte aproape de zona. O să pușeze, nu? Bine hit, Floris. A fost încă un hit? Cred că a luat-o la del, prin smoke. Trebuie să iasă de acolo. Mă, nu mai are un smoke. Nici în fața mea. Grijă. După PUBG urmează Q&A cu Regent. Nu mai urai. Da. Te aruncă smoke-uri și flash. E chiar în față. Ah. Destul de bine oricum. Am ajuns destul de sus. Sigur că nici eu nu am putut prea bine.
Nu am intrat de foarte mult timp în jocul ăsta. Dar, da. Bun, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Aștept să mor și eu? N-ai murit? Da, lasă să mor. Nu! Pe mine m-a murit. Stai așa, dar nu... Nu-ți seama, stai, scuze. Lasă, taci din gură ca să vedem, îl urmărim. Așa. Nu știu de unde. De la copac din față. De la copac, da. Nu știu de ce am avut impresia că ai murit, Tom, scuze. Că te-am întrebat. Nu, a murit, chiar a murit. Nu, mai devreme, acum am văzut, mai devreme. Hai că e bine. Oricum, am ajuns top 10, nu? Da, pe locul 5. Fără omogenitate, fără nimic. Da, acum am jucat prima dată împreună. Da, cam asta a fost parte de PUBG, urmează Q&A-ul cu Regent. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi pe acest live. Eu mulțumesc de invitație și felicitări pentru inițiativă și baftă. Mulțumesc mult. Da, mersi de invitație și mie și ne auzim. Baftă. Vezi că mai vine acum ceva de la noi. Ok, bine. Bun, cam acesta a fost... Cam aceasta a fost partea aceasta de PUBG. Haideți să intrăm live cu Regent. Și apoi voi face provocările, sunt în urmă. Vreau să joc și destul de mult Fortnite cu băieții. Să-l sun pe Regent să văd ce zice. Salut, poți să intri sau e prea târziu? Bine, hai. Cam 10 minute. 10-15 minute, e perfect. Că sunt în întârziere acum. Bine, hai. Pa. Pe Discord, da, acum te adaug. Da. Că vrem să te vedem. Bine, hai. Să-ți dau și link-ul ca să pui pe Instagram, poate pui cu swipe up. Ca să se mai adune lumea. Bine, hai. Pa. Ok, acum va intra Regent, o donație, FIFA 19, hai să vedem. Vă rog, cine a donat mai devreme să-mi dea contul de Instagram ca să dau key-urile acelea. O donație de $11.40 la Xbreaker, mulțumim mult pentru donație. Ne auzim și cu el foarte, foarte curând. Momentan nu pot să deschid mesaje pe Instagram, îmi pare rău, dar sunt în întârziere și vreau să joc mai mult Fortnite cu băieții. Bun, să-l adăugăm pe Regent la prieteni aici și Add Friend. Mi se face foame, Steffi. Steffi, pardon, 70, mai departe nu mai zic că nu are rost, nu facem asta, bun, am pus era caps locul, gata, l-am adăugat la prieten pe Regent și să-i dăm, deci trebuie să fac cover, aoleo, trebuie să mă alegeți o melodie pe care să fac cover și să sun un abonat din chat. Vă spuneam că după ce jucăm Fortnite-ul, după ce jucăm Fortnite, vă sun și pe voi. Hai să vedem. Băieții pe Fortnite au 3 victorii la rând. Oh my god. Nu știu ce să zic de FIFA 19 pentru că nu am jucat. Hai să intrăm și după băgăm Fortnite. Vlad Mihalcea rupe la Fortnite. E ok, eu mă așteptam sincer să strângem undeva până la $150.
Spuneam că toate alea au fost ca să fie, să vă provoc oarecum să donați mai mult. Salut, Raymond! Dar, da, mi se pare wow. Până acum e destul de ok cât aveam. 2 ore de live? 2 ore de live, încă nu au fost fotbaliștii. Și e super, super ok. Ok, trebuia să dau live call mai devreme. Cred că m-a auzit Toma și Floris. Fortnite voi juca cu Marco Dulca, cu Alex Mățan și cu Vlad Mihalcea. Hai să vedem dacă intră Regent. Mi-a zis Regent hi și să îi dau link-ul, cred. Sau l-a pus, nu știu. Friends pending locked online. Ok, hai să-l sunăm pe Regent. Și ca să îl și vedem. Salutare, salutare! M-auzi? M-auzi, Regent? M-auzi? Bănesc că nu m-aude. Sper să se rezolve. Alo! Da, mă auzi? Da. Ok, perfect. Stai să te pun ca să te și vadă lumea. Și... display capture. Outsource. Unsource. Ok. Da? Imediat, ca să te și vedem. Și... dăm drumul. Bun. De fapt, nu aici. Imediat. Ok. Desktop. Mă vede lumea? Imediat. Oricum va fi un delay de 20 secunde, dar imediat... ai pus ceva pe... Mă aud bine? Da, eu zic că te aud bine. Stai să... să te și vedem. Sensors. Și să te dau mai jos. Atât. Punem aici. Dăm pe Discord. Te facem full screen și acum, teoretic, ar trebui să fii în, să fii mare pe ecran, tot ecranul. Da, m-a scăzut puțin numărul. Se vede, oare? Da. Se vede? Ești full screen? Nu știu, deocamdată nu a apărut la mine. Se vede? Da, gata, cred că am intrat. Haideți, oameni buni, spuneți-mi ce vreți să discutăm azi. Da, cred. Dacă mă aud. Da, acum se vede, sigur. Stai așa că am jucat PUBG și văd că lumea a devenit mai amorțită, că nu prea am avut cum să interacționez cu chat-ul atât de mult. A fost destul de încins și trebuie să îi revitalizăm puțin. A scăzut, hey. A scăzut numărul de oameni pe live. Stai să... E și echipa mea. Da, trebuie să fac, trebuie să fac cover la o melodie acuși și mai am la 50 ceva, trebuie să sun un abonat. Că... Bună, ok, mă văd pe ecran, ok. Da, e perfect, dar m-au de lumea. Să primim și întrebări. Întrebări pentru Regent. Întrebați-mă tot ce doriți, oameni, pentru că știți, sunt inactiv pe YouTube, este șansa voastră. Hai să vedem. Cum faci mai multă tehnică, întreabă Cobra KBR, dacă, cred că se referă la fotbal, nu? Tehnică. Păi, să faci multă tehnică, trebuie să joci fotbal, ca disperatul, cam asta îți trebuie. Da, să joci foarte mult, în principiu. Hai să vedem, întrebări. Întrebări, salut, Regen, te salută cineva, te salută lumea, hai. Salut! Alex te întreabă dacă o să postezi mai des în vacanță. Chiar avem să nevoie sperăm, să... Să sperăm. Cred că da, cel mai probabil. Bun, hai să vedem. Regent Steaua sau Dinamo? Pe bune, întrebați asta pe el, întrebați asta pe Regent? Dinamo. De ce nu ai mai postat pe YouTube? Pentru că am avut o perioadă puțin mai dificilă cu școala și cu tot ce mi s-a întâmplat, dar voi reveni, sper. Dacă joci FIFA 19? Da, mă joc, din păcate... Sunt destul de disperat cu FIFA-ul ăsta pentru că Ultimate Team îți dă dependență și trebuie să mă las de FIFA. Da.
Pe ce poziție trebuie să joci ca să fii playmaker? Cred că mijlocaș central, da, cam așa, mijlocaș central în mare parte. Ca să fii playmaker. Mai știi când reacționai la fotbal? Da, normal că mai știu. Chiar am vorbit cu asta. Cu el despre asta, când am văzut la București. Da. Hai să vedem întrebări. Lume, trezirea, gata, trezirea. Suntem live acum, Regent vă răspunde la întrebări. Puneți și voi cât mai multe întrebări, vă rog. Crezi că Dinamo, că intră Dinamo în play-off? Da, eu cred că Dinamo câștigă și campionatul, și Europa League, și Champions League. Ok. Da, cineva care întreabă când... întreabă dacă poate să ajungă fotbalist, joacă la Farul 2007. Și dacă te ții de treabă... Asta e cel mai important. Asta e cel mai important. Și tragi tare și nu te lași indiferent de circumstanțe și crezi în tine, cine știe, poate o să ajungi. Neymar sau Mbappe? Mbappe. Și să argumentezi. De ce Mbappe? Pentru că e mai tânăr și are mai mult potențial. Neymar acum pare că e plictisit de fotbal, așa mi se pare mie. Adică parcă nu mai dă tot ce poate la meciuri și chestii din astea. Da, da, da. Stai așa. Se vede mai bine, pare tot mai atât. Cum te-am cunoscut? Eu am vrut să organizez un turneu de fotbal, un meci de fotbal. Și încă am ideea asta, doar că trebuie să mai cresc puțin, să termin facultatea ca să pot să mă ocup. Și vreau să îl invit și pe Regen, bineînțeles că era pe partea de fotbal. Și așa am ajuns să mă cunosc și să țin legătura cu băieții de pe partea de fotbal. Am cunoscut mai mulți youtuberi atunci, dar cu cei de pe partea de fotbal, cu toți am ținut legătura, pentru că sunt niște băieți chiar, chiar foarte tari. Da, cam așa ceva. Da, hai să... Dacă puteți să ne întrebați niște lucruri, nu neapărat de fotbal. Da, da. Orice fel de întrebare. Când postez pe YouTube? Am mai zis, să cred că o să postez în vacanța asta pe YouTube. Și până se termină anul, sigur o să mai pun ceva. Când câștigă Steaua campionatul? Ieri. Ce zici? Câștigă Steaua campionatul? O văd și pe CFR. Are șanse. O văd și pe CFR acolo. Da, și CFR. Și tot legat de asta o întrebare, dacă mergi la Steaua CFR? Nu cred. Nu cred că o să merg, dar... Ce nu probabil, nu? Da. Voi face în continuare live-uri seara, o să încerc să mă țin de live-uri. Bun. Faci parte la telefon. Ce părere am de noua piesă Five Gang? Iau. N-am ascultat-o. În integral. Dar pare ok, adică refrenul mi se pare mișto și am auzit că părțile celorlalți nu sunt chiar atât de mișto. Adică am ascultat, cred că, până la partea lui Gami. Înțelegem de ce. Primul fum de țigară la câți ani l-ați tras? Eu nu am tras, am 20 de ani, nu am tras încă. Și nici eu, suntem băieți buni. Voi face asta. Ia să văd ce voi mai zic, băieții de pe Fortnite. Nu mi-am mai zis. Băieții de pe Fortnite, cu care vă jucat Fortnite foarte curând, imediat după ce ies cu tine, au băgat 3 victorii royale la rând. Mamă, ești... Sunt în formă. Eu nu pot să fac la Fortnite singur un victory royale, da, nu, niciodată. Dar joacă, au jucat 3 și chiar se duce, mai ales Vlad Mihal, ce e top. Ce părere ai de Gami Orez? Să cine zice Gami Orez? Gami Orez, parcă Bogdan Teche zice. Message deleted! What? Sos în cantități industriale. Ce trageți? Să-mi dați și mie. Tragem șuturi la poartă. Da, corect. Hai să vedem întrebări. Care va fi primul YouTuber care va face domnul neapărat? În ritmul ăsta cred că Shelly. Probabil Shelly va fi. Ok. Întrebări, oameni. Mai vrem întrebări. Cât ați luat la evaluarea națională? Regent a luat 10-10 și eu am luat 9 și 15 și 8 și 10 la română. 9 și 15 la mate. Bun, trebuie să fac ceva să revitalizez live-ul, că văd că lumea s-a cam dus după partea cu PUBG-ul, nu știu de ce. Mai vorbești cu Gami? Nu. Ok, întrebări? Mai aveți?
De la ce vine Legend? De la Legend. Am pus R în loc de L și adică de fapt mă gândeam la Re-Legend și a ieșit Regend. Cred că mai zis chestia asta de mult. Da, da, eu cel ce m-am auzit-o pe încheiem de ori. Ascult Shatra Benz? Eu nu ascult. No, 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 no. Rock. Uneori. Da, rock îmi place mai mult ăla vechi, de gen Queen sau așa. Da, ceva de genul ăsta. Bun. Vreau niște întrebări mai dificile, oameni. Ceva care să ne pună în dificultate. Să trebuiască să ne folosim creierul mai mult. Ce note ai la mate? Bănuiesc că pentru tine întrebare, eu sunt la facultate, nu am treabă. N-am note mari la mate, deci este cea mai împuțită materie din liceu. Doamne, ferească-mă de mate. Respect, asta zic și eu. Cu cine va petrece Crăciunul? Cu familia? Și eu cu YouTube-ul alături de voi. Și eu voi face câteva filmulețe mai curând. Adică le-am filmat, nu le-am editat. Regen, ți-a mai crescut nasul de când ai postat. Ce ai făcut la teze? Te-a întrebat cineva, dar bănesc că n-ai primit încă notele. N-am primit rezultatele, dar am făcut ok, cred, per total, în afară de mate. Cea mai mare tâmpenie din copilărie. Trebuie să mă gândesc la asta, că nu-mi vine în cap așa rapid amintirea respectivă, dar cred că o să-mi vină până la urmă. Să mă gândesc. M-am pus tu ai așa vreo întâmplare din copilărie tâmpită? Întâmplare tâmpită? Eu mâncam o banană, că mi se face foame de la live. Mereu, chiar dacă mănânc înainte, mi se face foame. Hai să vedem. Întâmplare tâmpită din copilărie. Mă mai certam cu colegii la școală și mi-a existat câte altercații așa din când. Bă, am avut eu o fază când eram cred că clasa a 6-a și era iarnă. Și noi ne-am apucat să dăm cu bulgări pe stradă, efectiv. Pentru că noi aveam clasa noastră avea geamul în stradă. Adică din clasa noastră puteai să vezi strada și puteai să arunci cu bulgări în mașini. Și ghiciți ce am făcut noi? Am dat cu bulgări în prima mașină care a venit și era mașina unei profesoare de română din școală. Și i-a făcut tâmbălău pentru că, na, conducea liniștită și brusc a primit 3 bulgări în parbriz. De la cine oare? De la Regent and Co. Și da, ne-am speriat puțin că ne-a văzut. La ce echipă ai jucat fotbal? PCSB. Când eram mic. Am așa. Jucat la FCSB. Căștile sunt Siberia V2? Poftim? Siberia V2 căștile, a întrebat cineva. Sincer nu mai știu cum se numesc. Sunt pe lângă tehnologia asta periferică. Și dacă se câștigă din YouTube, dacă te referi din YouTube din vizualizări, nu se câștigă. E foarte slab. Și mai ales cel puțin la nivelul la care sunt eu, n-ai șanse. Da, nu prea faci din vizualizări. De ce nu filmez cu jucătorii la FCSB? Am auzit că unele restricții la conducere, adevărat? Da, e foarte adevărat. Și Regent poate să spună aceeași chestie, pentru că și el a fost în aceeași situație. Am jucat la FC Cujesca, da. Fotbal. Băieții știe fotbal. Bun, hai să vedem. Ce mănânc mindea? Să mănânc o banană. Încerc să-mi iau energie pentru Fortnite. Treci clasa anul ăsta? La limită, la mate. La restul trec, sunt boss. Bun. Și sunt bune ghetele Nike Phantom Vision Elite, le ai tu? Phantom Vision Elite, nu cred. Sau... Care sunt Phantom Vision Elite? Ia stai să le caut. Nici eu nu știu. Nu le știu după denumire. Eu am avut Nike Phantom 2, cred. Nu le am. Dar sunt noi, e un model nou de la Nike. Bă, sunt mișto, adică mie îmi place cum arată, dar da, cred că sunt bune, normal că sunt bune. Regen, mai are ceva cu Gami OS? Bă, oameni, treceți peste subiectul Gami OS. Toată lumea mă întreabă, doar de omul ăla m-am plictisit. Gami OS, Gami Orez, Schmigel, depinde de YouTuber. cum îi numesc, am auzit multe variante. Artistul nostru preferat? Eminem, the best. Da, sunt de acord.
Îmi place cum Billie Eilish e în creștere și îmi place mult. Se anunță băieți. Îți place cum cântă cine? Billie Eilish, o știi? Ah, nu, n-am auzit. Caut-o, e genială. Poate auzi melodii și... O să caut. Bun. Mai aveți întrebări? Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, și Regia nu poate să stea foarte mult. Da, nu prea pot să stau, deci inovați cât mai aveți timp. Veniți pe stadion la Botoșani, nu are Călăraș? Nu, meciul s-a și terminat, cred. Nu? S-a terminat? Cred, nu știu, n-am urmărit. Fortnite, da, dar nu cu Regent. A câștigat Botoșan cu 1-0, a dat gol. Un gen, da, din pasele Codifco. Când mai postează Regent, ok, treceți peste. Ce jocuri mai joci? Eu joc CSGO, o să joc CSGO și Fortnite. Prietenul vostru cel mai bun de pe YouTube. Băi, cred că la mine Regent și Ovi, cam cu ei mă înțeleg foarte bine, și X-Breaker. Băieții, tot așa, băieții de pe fotbal, nu am. Și în afară de băieții de pe fotbal, cu Max mă înțeleg destul de bine. Da, Max, e de treabă. E foarte de treabă. Bă, întrebări doar de FIFA, fotbal și cam atât. Păi asta facem noi pe canal, bă, nu-s că de asta. Diversificați, oameni. Stați să mă gândesc eu la o întrebare pentru domnul Midas. Să te punem în dificultate. Ce părere aveți de industria muzicală din România? Fenomenul trap e ceva bun sau considerați că cei ce reprezintă acest gen de muzică trag în jos toată muzica din România? Nu consider că trag muzica în jos. E un gen ca și oricare altul și pare fanii săi. Dacă eu nu sunt neapărat atins de genul ăsta de muzică, nu înseamnă că nu sunt alții care să nu găsească ceva plăcut în ea. Bă, trap-ul e mișto, dar e dus la extrem uneori în unele piese și mi se pare că se exagerează cu trap, adică s-ar putea face și lucruri mai inteligente prin versuri, înțelegi? Dar na, e o formă de entertaining, până la urmă, nu neapărat, nu e o chestie muzicală. De la ce vârstă ați învățat fotbal? Eu nu am făcut fotbal la niciun nivel și totul a fost așa. Am învățat la 8 ani la FC Căjească. Set. Iar am luat bani și nu știu de ce. Mai ușor cu bani, moderatori. Legend face curând 250k. Da, așa e, se apropie de 250k. Mă apropii fără să postez. Da, păi trebuie să postez ca să ajungi mai repede. Ce părere aveți de Abi? Cam, după mine da. E nașpa. Mi se pare ok. Nu comentez. Eu pot să zic că mi se pare ok. Nu știu dacă e personaj sau nu, deși pare personaj. Nu extrem de mult, dar oricum pare puțin exagerat în unele privințe și e un lucru, nu știu, e probabil pentru audiența lui e, nu știu, foarte entertainment, ceva. Da. Care Max, Maximilian Ion, Max și punct, nu Maxim, cu el n-am vorbit. Dau din umeri ca Uzi, că mă întreabă Steaua București, auzi, ne întreabă Steaua ce părere avem despre Uzi. Părere bună. Bine, întrebări. Echipele care promovează retrogradează. Retrogradează, nu știu, mă gândesc la Voluntari și chiar la Adunarea Călăraș și promovează Chindia și nu mai știu cine pe locul 2. O să zic da. Pentru Vlad Mihalcea, Academia Clinceni. Ia, ei promovează. Regen, faci tu ceva prin Orășel, prin parcul Crângaș? Nu știu, dar nu prea merg prin zonele acelea și nu știu de ce. Poate că dacă e un teren de fotbal pe acolo, nu știu. Dar în rest n-am miză să fac clipuri acolo, habar n-am. Vreunul din voi la discuții cu priză? Nu cred. Eu cel puțin nu cred, foarte curând. Discuții cu priză. Poate Regent, dar trebuie să posteze. Azi Regent postează. Da. Ce părere? Exact. Părere despre Max Infinite, nu îl urmăresc. N-am timp. Retrogradează Sepsi, nu retrogradează. S-ar putea să intre chiar în play-off. No, Sepsi prinde play-off. Asta zic și da. Eu. Academia Clinicii aparține de Becali, da. Nu, știu. Ba, din câte știu, da. Sunt bune ghetele. Bă, eu nu mai pot să stau prea bine. Mult. Păi, hai să luăm încă o întrebare sau două și gata.
Ce părere aveți de Dennis Mann, tot de fotbal? O părere bună, nu știu, ce vrei să, ce te așteptați să spunem de like? De promovat am zis mai devreme. Hai, încă o întrebare. Fortnite imediat, în 2 minute. Dacă nu sunt băieți în meci. 2 minute, băieți, puteți să vă pregătiți pentru Fortnite, pentru că asta vă place foarte mult. Fortnite e jocul anului. Îl găsim pe Chilafonic prin playlist-urile voastre, la mine nu. Nu. Nu chiar! E de încredere site-ul Top 4 Football, da, îl recomand, e foarte de încredere și are produse de calitate. Maxim Finit are mai mult ca Shelly, da, dar cred că Shelly îl va depăși dacă vă uitați cât de mult a crescut Shelly în ultimul timp și care era diferența dintre el și... Maxim Finit n-are sosul ăla. Ha, ce bine ai zis-o! Da, da. Vă dați seama. Bă, lumea e ofticată că ci că și ia bani. Da, văd pe asta, live-ul tău. Chiar văd asta. Am zis să, la moderator să aveți grijă că oricum o să mă uit la final prin listă și eu o să mai scot eu banul. God of War, jocul anul ăsta, nu știu. Da, hai că trebuie să-mi dau log off într-un fel. Ultima întrebare, părere despre T-Series și PewDiePie. Subscribe to PewDiePie. Caterinca. Și foarte faină, da. Da. Bun, cam asta a fost partea cu Regent. Regent, mulțumim frumos că ai fost alături de noi. Nici o problemă, ar fi trebuit să fiu mai târziu alături de voi, dar mi-a apărut o chestie destul de importantă în program pe care nu am prevăzut-o pentru că sunt prost. Scuze-mi, dați pentru chestia asta. Bun, mă așteaptă și băieții în lobby. Haideți să-i dăm drumul cu Fortnite. Mulțumim mult încă o dată. Mulțumiți lui Max. Lui Max, doamne, lui Regent, doamne. De ce pleacă Regent? Are treabă. Pa, băieți. Pa, pa. Mulțumim mult pentru prezența. Hai să intrăm în Fortnite, pentru că mulți dintre voi așteptați momentul ăsta și vă și înțeleg de ce. Să scotem ăsta. Ok. Uleu, ce am făcut, măi, desktop, nu-i problemă, copiem de aici, Ctrl-C, Ctrl-V și îl punem aici, ștergem display capture, ok, gata, și să intrăm în Fortnite. Sunați-vă toate rudele, toți prietenii, toți vecinii, pentru că intrăm în Fortnite cu băieții buni și vom aduce un Victory Royale, cel puțin unul, cel puțin unul. Hai să vedem. Să deschid Epic Games-ul. Ligante Hero, te rog să nu mai dai bani, mai ales netemeiat. Ok. Faraonul fenomen. Nu știu. De ce a plecat Regent? Dar trebuie să ajungă în... Trebuie să ajungă undeva. Hai să vedem. Să deschidem... Deschid asta. Pac. Avem 2 ore 35 de că suntem pe live. Vreau să văd un... Vreau să văd like-uri de la voi. În caz că nu ați dat deja. Ce mai așteptați? Dați like. Dați toc părinții. Ligantei, dacă mai dai bani, deci dacă mai aud o singură dată că dă bani, mai ales pentru chestii care nu au legătură, o să-ți scot modul. Așa, am intrat în Fortnite. Da, acum joc cu fotbaliști. Acum e... joc cu Marco Dulca, cu Alex Mățan și cu Vlad Mihalcea.
Bun, haideți să... Tot găulul, nu știu, Eddie, dacă se va strânge, dar să sperăm că vom ajunge cât mai sus. Mai avem net? Sau sar? Cel puțin la mine se vede foarte răguit. Se blochează, ok, am văzut și eu chestia asta. Hai să închidem Epic Games-ul. Asta rămâne. Da, nu-mi place ce se întâmplă aici. Se blochează mult prea des. Dăm un refresh. Merge foarte greu. Ia să vedem. Merge mai ok acum? Ia să vedem dacă și-a revenit și intrăm. Lag, 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 lag. Ok, merge mai bine acum? Bine, încă nu s-a ajuns acolo. Simt și eu că merge greu.